Să începem toți. Este o seară dedicată Părintelui Sofian Boghiu. Din partea celor care l-au cunoscut, vor fi mărturii și sunteți invitați, cei care l-ați cunoscut, cei care v-ați spovedit la Părintele Sofian, sunteți invitați să luați cuvântul. Se înscrie în seara dedicată duhovnicilor și mărturisitorilor. Ultima seară pe care am seară duhovnicească pe care am petrecut-o aici, vă amintiți, a fost cu Părintele Daniel Sandu Tudor. La fel ca atunci avem înregistrări și filme. Îi mulțumim Părintelui Teofan pentru inițiativa aceasta. Anul acesta a avut loc un simpozion, întâlnirea cu duhovnicul Părintele Sofian Boghiu la Iași, continuat apoi la Mănăstirea Neamțu, și ne-am gândit că Părintele, fiind numit Apostolul Bucureștiului sau Bucureștilor sau Duhovnicul Bucureștiului, este bine ca să facem această întâlnire duhovnicească și în București. Vom începe cu rugăciunea Împărate Cerești și după aceea vom viziona un film despre Părintele. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zicem toți. Împăratul Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și vistierul bunătăților și dădătorul de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinecimea și mântuiește bunurile în sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, prea cu viață, Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Așa. Bun, vom începe această întâlnire și mulțumesc părintului profesor că a acceptat să facem o astfel de întâlnire. Eu inițial mă gândisem să fie ceva într-un cer restrâns între ucenicii ai Părintei Sofia, nu știam că aveți întâlnirile acestea de duminică, dar voia lui Dumnezeu a fost alta, să ne întâlnim mai mulți. Și pentru început o să punem 10 minute dintr-o conferință a Părintelui Sofian din 1996 despre rugăciune. Este subtitrat în engleză. Și după aceea, un minut jumate, Părintele Sofian rostind un psalm. Tot așa s-a deschis și simpozionul de la Iași. O să vă rugăm să stingeți luminile. Asistență. Pe lângă acest mod rugăciune despre care am vorbit până acum, mai este un fel de rugăciune pe chemarea numelui Domnului, numită rugăciunea lui Iisus, rugăciunea minții sau rugăciunea inimii. Este o rugăciune scurtă, plină de putere, care vine de la Mântuitorul Hristos, la Sfinții Apostoli, prin aceste cuvinte. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Această rugăciune este scurtă, o putem spune oriunde și oricând, stând sau mergând, și în viața modernă, cu această gradă a vieții, când avem fi de rugăciune îndelungă în camera noastră, în fața iconului și a camerei aprinse, putem spune această rugăciune în orice loc și în orice timp din viața noastră. Și în școală, și în magazin, și în fabrică, și în atelier, putem rosti această rugăciune în taina inimii noastre. Și Iisus Hristos, care prezintă în viața noastră totdeauna, ne ascultă această rugăciune care este intonată în numele Lui, plină de putere.
mulți dintre dumneavoastră această greșine este cunoscut. Cunosc persoane multe, tineri, mai ales, mai în vârstă, care spun această greșine și sunt avansați în această greșine. Și m-am bucurat foarte mult de câte ori am auzit și m-am aflat de asemenea persoane. Deci are temeiul cuvintele Mântuitorului care zice: oștile sere de la Tatăl în numele meu voi face, ca să mărească Tatăl într-un Fiul. Și iarăși, vestire ceva în numele meu, eu voi face. Numele Domnului nostru Iisus Hristos, Sfinții Apostoli, Sfinții după ei, au făcut minuni prin chemarea numele Domnului, vindecând tot felul de bolnă, scoțând demoni din oameni. Această rugăciune se numește rugăciunea lui Iisus, pentru că în mijlocul rugăciunii este numele Domnului nostru Iisus Hristos, nume plin de putere, așa cum am spus. Se numește rugăciunea inimii și rugăciunea minții. A minții, pentru că în prima ei fază se rostește cu mintea, și a inimii, pentru că după multă vreme de rostirea rugăciunii acestea, atentă rugăciune, cu mintea, această rugăciune coboară în inimă. Ea este, de obicei, rugăciunea care este la îndemână oricui. Se poate rosti în două feluri. Așa cum vorbim, cum vorbesc eu acum, mai ales atunci când lucrăm ceva sau când mergem, sau ritmul respirației. Când stăm pe un scaunel, având capul puținat pe cap spre stânga, cu două degete de la mâna dreaptă, ținute ușor peste haină, deasupra locului inimii, pe partea stângă. Și așa rostim rugăciunea aceasta, tare, șoptit sau încet. Rugăciunea aceea de chemare în numele Domnului, ține a fi rostită neîncetat, ziua și noapte, și în orice loc, și în orice lucrare de mata. Practică însă, mai ales pentru începători, este greu a fi rostită neîncetat. Și de aceea ea poate fi rostită alternativ cu cele șapte laude ale bisericii, din care este bine să nu lipsească rugăciunea dimineții și rugăciunea de seară, paraclisul și acatistul Maicii Domnului și asemenea acatistul Mântuitorului, care este legat de numele Domnului, cu toate atributele aduse Mântuitorul Hristos. Pentru aceste rugăciune uștești, mai ales pentru personalul mănăstăresc, este bine ca rugăciunea minții să fie rostită de 4-5 ori, câte 15 minute de fiecare dată, iar fără îndoială această rugăciune face rostită și de laici, de oricare din dumneavoastră, după râna fiecăruia, măcar 3 ori de cei 24 de ore, de câte 15 minute măcar de fiecare dată. Această rugăciune cere să fie rostită des ca să poată înfige în inima noastră, în centrul ființei noastre. Și cu un lucru trebuie mai rog în vedere. Și anume, că rostim rugăciunea, suntem atenți ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă pe locul inimii. Aici ne-am arătat cele două degete. Deasupra inimii de carne, că stăinii fiziologici. Acest loc al inimii, găsit de Sfinții Părinți, mari rugători, rugăciunea acestea,
ce centru duhovnicesc al ființei noastre luminești și deasupra inimii carnale. Această sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea și supravegherea duhovnicului, care de obicei o și practică. Ea are menirea să ne ajute a ne curăți mintea și inima de gânduri și de poftine netrebnice, care nu se pot înfăptui decât cu chemarea numele Domnului, chemarea deasă acestui nume, care ca un foc ceresc arde asemenea necurăției interioare ale noastre. Scopul ultim al acestei sfinte rugăciuni este de a coborî mintea în inimă, de a unifica aceste două centre de ființă umilești, mintea și inima, realizând un acord desfășurită inimă și minte. Când de obicei omul gândește ceva, dar simte altceva. Când vorbește de bine pe celălalt care este în fața lui, iar în mintea, în inima lui, în adâncurile lui, răgulește. Când gândim aceste centri, mintea și inima, omul devine o unitate duhovnicească, și atunci omul este întreg și așa cum a făcut Dumnezeu, om de plin. Prin rugăciunea aceasta se realizează acest ideal sfânt al vieții noastre omenești. Până să atingem însă acest ultim scop de nobilare, de sfințirea noastră lăudrică, de unificarea ființei noastre omenești, sfârșiate de pate, avem nevoie de o severă lucrare de despătrânire, de luptă cu noi înșine, care nu este deloc ușoară. Nivolirea răului de minte și din inimă și de adunare în minții care se risipește mai ales în timpul rugăciunii, cum am mai spus. Dacă nu avem luptați de sus în aceste eforturi, lupta noastră cu noi înșine ar fi aproape zadarnică. Dar și mângâierea și întâlnirea noastră avem într-ajutor experiența și sfaturile Sfinților Părinți aflate în cărțile lor, în Vieții Sfinților și în literatura aceasta a Sfinților Părinți, rugători mai ales, de rugăciune și taine Sfintei Biserici și deosebit taina spovedanii sfatului duhovnicului, Sfânta Împărtășanie. Iar pe lângă toate acestea avem ajutorul nemijlocit al Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe chemarea Sfântului Său nume, rostind cât mai des pe drumul vieții noastre rugăciunea care am spus-o, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Și chiar dacă marea bucurie a coborârii minții în inimă întârzie, Hristos se produce numai cu ajutorul lui Dumnezeu și când vrea Dumnezeu și harul Său de noi înșine, strădania noastră sinceră și satornică de chemarea deasă a numărului Domnului ne este de mare folos. Astfel, prin ea, în această rugăciune, să vă rog așa cum este ea, dobândim simplu prezenții lui Dumnezeu în viață, gustând câte puțin lui din această viață, de bucurie și stare fericită, de dincolo, pe cât este putință în nouă oameni. Când ne ajută Bunul Dumnezeu să atingem și acest sfânt ideal de unirea minții cu inima, de fapt, unirea noastră cu Dumnezeu, atunci lupta cu noi înșine se ușurează. Sfânta rugăciune se folosește neîncetat în inimă, ziua și noaptea, pe cuvântul din Cântarea Cântărilor care spune: eu dorm, dar inima mea veghează, și bucurile duhovnicești întrec orice bucurie pământești. Și dragostea de Dumnezeu și de plinirea Sfintelor Sale Porunci este cu adevărat
mare, cu el cărnăcit pe cuvinte omenești. Până atunci însă, să rostim cu smerenie, cu sărință și cu dragoste, cu timp și fără timp, cu credere în Dumnezeu și cu dor, această Sfântă rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Amin. Știpește-te spre mine și ne binecuvântează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaște pe pământ calea ta în toate neamul de mântuirea ta. Lăudate vor pe tine, lăudate vor popoarele toate, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Preșenească-se și bucure neamul de că vei judeca popoarele cu dreptate și neamul de pe pământ de vii povățuie. Lăudate vor pe tine popoarele Dumnezeule, lăudate vor tine, pe tine popoarele toate de pământul și-a dat rodul său. Binecuvântează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvântează-ne pe noi, Dumnezeule, și să te laude pe tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă rugăm acum să aprindeți luminile. În hol se aude de aici, da? Mai multă lume în hol? Mai multă lume în hol? Că gândeam să mai veniți în față aici. În picioare, câteva persoane, să stați, ca să mai libereze puțin. Cum zice? Dar lăsați așa. Dacă vreți, aici, în partea cealaltă, da. O să punem imagine cum era ăla cu pozele, îl punem după aceea, după ce vorbesc. Da? Sau să-l pun? Nu acum, nu atunci. Fără sunet. Să-l punem fără sunet? Deocamdată să vorbesc eu. Da, bine, așa. Puteți să-l puneți cu sunet după, adică dacă vreți să meargă ceva. Da, trebuie să fie o imagine. Se poate pune așa? Da, fără sunet. Pe atunci nu știu dacă mai are rost să-l mai punem după aia. Dacă îl punem acum, contează. Sau să rămână măcar chipul părintelui pe aici. Da, ăsta, de pe care a rostit sau. Da, ne-am bucurat cu toții să îl revedem pe părintele Stareț Sofian în 1996. M-am spovedit 11 ani la Sfinția sa. A fost un dar extraordinar de la Dumnezeu. Și spre sfârșitul vieții, părintele mi-a dat ascultare să fac această carte ce se lansează în seara aceasta. Și eu aveam în minte să fac o astfel de carte, însă părintele mi-a spus primul să mă ocup să fac o carte cu aceste cuvinte care le-a adresat în special tinerilor în anii 90. O mărturie importantă în legătură cu mine este faptul că în cele mai grele momente ale vieții mele din punct de vedere sufletesc, părintele m-a ajutat foarte clar. A fost foarte clar ajutorul lui. Evident. Și mă refer și atunci când trăia părintele, dar și după ce a părăsit această lume.
Bine, poate să fie și această legătură, fiindcă m-am spovedit mulți ani la Părintele, însă sunt destule persoane și care nu s-au spovedit la Părinte Sofian. Din ce am văzut, din ce am discutat, și care spun că atunci când merg la mormântul Părintelui Sofian, prin putere, dobândesc o stare de pace și așa mai departe. Eu am dobândit chiar mai mult, așa spune, decât atât, când eram în momentul acela foarte dificil, s-a luminat așa într-o dată totul, a căpătat sens. Aceasta ar fi o mărturie. După aceea, aș vrea să spun că ce mi se pare foarte important la Părintele Sofian este această trăire autentică în Duhul lui Hristos, de care avem foarte mare nevoie în ziua de astăzi. Spune Sfântul Apostol Pavel, dacă nu suntem în Duhul lui Hristos, nu suntem ai lui Hristos. O problemă foarte importantă cu care ne vom confrunta în viitor noi ortodoxii va fi tocmai aceasta. Să știm ce este acest Duh al lui Hristos, cât de cât să-L intuim, cum, pe ce direcție să mergem pentru a dobândi acest Duh al lui Hristos. Și am să dau un citat din cartea aceasta care, la care am lucrat. Este, cartea se numește Smerenia și Dragostea în sfârșirile trăirii ortodoxe. Este a treia ediție. A doua ediție a apărut în 2002, chiar cu câteva luni înainte de a muri Părintele Sofian. S-a bucurat foarte mult să o vadă. Acum, în această a treia ediție, am adăugat niște texte noi, poze, mărturii inedite foarte frumoase despre Părintele Sofian. Și aș vrea să dau câteva citate din aceste texte noi. Poate textele vechi le mai știți. Textele vechi sunt multe dialoguri între tineri și Părintele Sofian. Tinerii adresează întrebări, sunt lucruri foarte frumoase, foarte antrenante. Și fiindcă am vorbit de această trăire autentică în Duhul lui Hristos, ce este această trăire autentică în Duhul lui Hristos? Eu doar vreau să vă citesc câteva fragmente dintr-un text publicat acum pentru prima dată în această carte. Este un cuvânt adresat de Părintele Sofian unui grup de studenți în 1993, în care le-a vorbit despre rugul aprins și despre rugăciunea inimii. Spune așa Părintele: nu lăsa să-ți fugă mintea în toate părțile. Roagă-te cu Doamne Iisuse. Și încet, încet se va face un vad, o cărare de lumină între minte și inimă. Și vei simți această mare pace și bucurie lăuntrică. Folosul acestei rugăciuni este cu adevărat foarte mare. Se grupează în jurul ființei celui care se roagă tot acest cosmos, care ne înconjoară, iar credinciosul privește cu bunătate, cu liniște, cu dragoste. Practicați-o și veți simți folosul ei. Să dea Dumnezeu ca țara întreagă să fie un rug aprins de rugăciune. Iată un text reprezentativ pentru ce înseamnă a trăi în Duhul lui Hristos. Și în altă parte, Părintele ne spune că nu putem înainta în viața duhovnicească, în cunoașterea lui Dumnezeu, în apropierea de Dumnezeu și în apropierea de noi înșine, dacă nu ne străduim să iubim. Uneori, spune așa Părintele, uneori ne purtăm față de Dumnezeu ca și cum ar fi obligat să ne ajute, călcându-și propria poruncă, iubirea. Nu putem înaintea duhovnicește dacă nu ne străduim a împlini porunca de a ne iubi unii pe alții. La Dumnezeu nu se vine poruncindu-i cu mânie, ca unei slugi, ci se vine cu milință și cu lacrimi. Și aș mai da și un... sunt multe citate care se pot da pentru a înțelege ce înseamnă această trăire autentică în Duhul lui Hristos. Spune la un moment dat Părintele, în această carte un text foarte scurt, o mărturie a Părintelui despre viața la care a dus-o când a fost întemnițat. Știți că el a fost arestat odată cu grupul de la Mișcarea Rugul Aprins și în această carte publicăm și mandatul de arestare pentru Părintele Sofian. Părintele foarte greu vorbea ceva despre experiența sa din închisoare.
Conferința care ați văzut-o la început, deci este din 1996, o conferință organizată de Ascor București, s-ar putea să fie prima conferință publică în care Părintele Sofian spune ceva cât de cât despre viața de închisoare. Eu mi-aduc aminte că am mers după aceea în audiență la Părintele Patriarh Teoptist și era foarte bucuros, așa, radiat de bucurie. Spunea, măi, nu-mi vine să cred că a vrut să vorbească Părintele Sofian ceva despre experiența din închisoare, că el nu vrea să spună nimic despre asta. Este pe un DVD, pe DVD-ul care este atașat la carte, această conferință, este subtitrată în engleză pentru a se putea bucura de ea și cei care nu știu limba română. Așa, și vreau să vă dau iarăși un citat din acest text despre închisoare, despre viața din închisoare. Spune Părintele Sofian, mă gândeam că poate dacă eu aș fi mai bun, nici ei n-ar mai fi fost atât de răi. Așadar și eu eram vinovat pentru răutatea lor. Când cugetam în acest fel, nu mai simțeam pic de revoltă în inimă, iertam pe toți și mă puteam ruga pentru ei. Aproape că nu mai simțeam suferința pe care mi-o pricinuiau. Vă spun drept că atunci când puteam să fac toate acestea și să mă gândesc la păcatele mele, simțeam în inimă o bucurie așa de mare și o pace și o bogăție de iubire, că parcă zburam, deși eram în pușcărie. Și un ultim citat pe care l-aș da. În carte publicăm tot un text inedit, o rugăciune a Părintelui Sofian către Sfântul Ioan Botezătorul și alăturat este și chiar textul scris de mâna Părintelui această rugăciune. Să vedem cum se ruga Părintele Sofian la Sfântul Ioan Botezătorul. Roagă-te lui Dumnezeu, Sfinte Ioane, pentru părinții care n-au copii și pentru copiii fără părinți, pentru mamele doritoare de copii și pentru cele care își urăsc copiii, pentru cele care nu știu să-și crească copiii în frica de Dumnezeu și pentru cele care își blesteamă copiii, pentru părinții care își mintesc copiii prin viața lor urâtă și pentru mamele care își ucid copiii. Roagă-te, Sfinte Ioan Botezătorul, și pentru văduve și pentru orfani, roagă-te, Sfinte, și pentru sufletele noastre. Sfinte Ioane, roagă-te Mântuitorul nostru să ierte nedreptățile noastre, să mângâie inimile noastre, să sporească credința, nădejdea și dragostea noastră, să înmulțească curajul nostru, să alunge frica de la noi și să picure în sufletele noastre mai multă lumină, dragoste, înțelepciune, bucurie de viață sfântă, dor de Dumnezeu, milă față de oameni și grijă pentru mântuire. Această trăire autentică în Duhul lui Hristos, de care avem foarte mare nevoie, eu cred că toate crizele în viața noastră ortodoxă apar de la faptul că nici măcar nu avem o intuiție așa cam ce ar însemna trăirea în Duhul lui Hristos și ce ar însemna Duhul Ortodoxiei în cele din urmă. Sau nu ne străduim îndeajuns să mergem pe această direcție a Marilor Sfinți ai Bisericii, care vedem că au dobândit rugăciunea inimilor. Știm foarte limpede că acest dar al rugăciunii inimii nu se dă decât acelora care merg în profunzime, în apropierea lor de Dumnezeu, de Maica Domnului, chiar dobândesc smerenia și dragostea, fiindcă acesta este și titlul cărții. Și aș mai da din carte doar o mărturie despre Părintele Sofian, în care o femeie povestește cum, printr-o rugăciune a Părintelui, a fost vindecată. Exact cum se spune în Sfânta Evanghelie, cum Mântuitorul a vindecat o femeie bolnavă. Spune credincioasa aceasta, la mănăstirea Antima Arhimandritul Sofian a făcut să-mi înceteze imediat o grea suferință printr-o rugăciune fierbinte, după săvârșirea Sfintei Liturghii a treia zi de Paști. Când era plin de Harul Sfântului Duh, am simțit cu pătrunde în mine puterea Harului, o energie străină de ființa mea, ca un curent electric. Mai târziu, Părintele m-a ajutat necontenit prin blândețea, bunătatea, răbdarea, smerenia, dărnicia, înțelepciunea sa de adevărat sfânt. Aș mai adăuga și faptul, în anii 90, aproximativ 5 ani, am ocupat o funcție de conducere în Ascor București și Părintele, fiind am insistat, a acceptat să vorbească de două ori, doar atât de două ori, deși l-am invitat de mult mai multe ori, de două ori în mijlocul studenților, odată despre rugăciune, conferința aceasta din 96, și după aceea
În 1999, când deja a început să apară probleme foarte mari de sănătate, ne-am mai vorbit și despre smerenie, lucruri într-adevăr foarte frumoase. Și o experiență personală, cât am fost în conducerea scorului, binecuvântările care le primeam de la Părintele Sofian era ceva extraordinar. Adică chiar am simțit ce înseamnă să primești binecuvântare de la un om după inima lui Dumnezeu. Atâta timp când aveai binecuvântarea Părintele Sofian, nu se puntea întâmpla nimic rău, orice ar fi zis cei din jur. Mă gândeam cum apar în viețile sfinților cu diversi conducători care se grăbeau primul să ia binecuvântarea de la un sfânt, că știau că dacă vor avea binecuvântarea, vor câștiga o bătălie. Cam asta a fost ceva de genul acesta, a fost și experiența mea, plus că a influențat foarte mult viața celor care eram în Ascor București atunci în anii 90, dar ce este interesant, fără ca să ne dăm seama. Nici părintele nu și-a propus, nici noi nu ne-am dat seama, dar a transmis ceva duhovnicesc în grupul acela de tine care eram în anii 90, dar abia după ani de zile ne-am dat seama de această influență. Este un specific al felului cum lucra Părintele Sofian, cum spuneau și alții, vorbea prin alții. Era undeva în spate, dar în realitate, duhovnicește, el susținea totul. Și ne-am scos și o vedere cu Părintele Sofian și în încheiere aș vrea să vă citesc puțin în textul acesta care e pe spatele vederii. Tot așa l-am pus, fiindcă este foarte frumos, așa, încurajator. Și spune așa, Părintele, acesta este poate mare câștig al rugăciunii inimii. Simți că nu mai ești în lumea asta ca într-un pustiu. Cineva te ocrotește, te însoțește necontenit. Ești în brațele lui, simți iubirea lui. Totul depinde de hărnicia noastră. Și ai să vezi că rugându-te mai mult îți vine în suflet un dor, o dragoste pentru rugăciune. Dacă a trecut o zi și nu te-ai rugat, te apasă ceva dureros, te consumă ceva, te doare. Și încă ceva, ca să poți progresa în această rugăciune, ai nevoie de spovedanie cât mai deasă. Este esențial. Când îl ai pe Dumnezeu, ai să vezi cât de ușor poți să suporți totul. Necazuri vor fi, dar cu Dumnezeu în inimă suporți totul mult mai ușor. Știi că ești în mâna lui Dumnezeu și nu te mai temi de nimic, nu te mai tulburi de nimic. Știi cum să te porți cu un dușman, știi cum să te porți într-o pagubă sau într-un cataclism. Când alegi rugăciunea înainte de toate, ceea ce nu ai reușit să faci într-un an se rezolvă parcă în 5 minute. Totul se rezolvă dacă Dumnezeu este în inimă, dacă dobândim iubirea. Cu cât trec anii, părerea mea este că se descoperă tot mai mult personalitatea Părintelui Sofian. Eu am strâns mărturile din această carte și eu mi-am dat seama că lucrarea de vindecare a Părintelui a fost mult mai profundă decât bănuim noi, de vindecare a sufletului, decât bănuim cei mai mulți dintre noi și mult mai amplă. Peceta aceasta trăi în Duhul lui Hristos, cred că o regăsim la mulți dintre membrii acestei mișcări a Duhului aprins. Și aș mai îndrăzni să adaug că acești părinți care merg în mod autentic pe linia aceasta isihastă, trăirea în Duhul lui Hristos, trăirea în Duhul Ortodoxiei, nu neapărat și părinți, pot să fie și mireni, normal, reprezintă, aș spune eu, taina rezistenței spirituale a românilor în istorie. Înțelegeți? Adică este așa ca o satură mai puțin vizibilă care a ținut acest neam. Și calea aceasta și cartea aceasta cred că ne pot da multe soluții ce să facem în continuare, noi românii, ca să rezistăm, să ne simțim împliniți sufletește. Cam atâta. Acum o să punem un montaj de 7 minute. Foarte frumos. Sunt niște fotografii cu Părintele Sofian și alături un text. Majoritatea textelor sunt din cartea aceasta care se lansează astăzi. Și ține doar 7 minute. O să vedeți că e foarte frumos. Thank you.
Continuare, vorbească doamna profesoară Dumitra Marcu.
Costa, da. Care s-a spus mai mult la Părinte Sofian. Bună seara, nu știu cum să stau, mă simt ca pe vremuri la Mănăstirea Antim, când biserica era neîncăpătoare și fiecare dintre noi nu știam cum să stăm. Eram foarte înghesuiți și chiar dacă erau vremurile foarte grele, eu l-am cunoscut pe Părintele Sofian în anul 1981 și până când a plecat la Domnul, m-am spovedit la Sfinția Sa. Pentru mine a fost alături de mine toată viața, a fost duhovnicul meu, mi-a botezat copiii, m-a cununat și pot să vă spun că am stat alături de un sfânt. Acum când stau și mă uit, într-adevăr, Părintele s-a transformat într-o lumină, lumină care pur și simplu ne-a copleșit pe fiecare dintre noi. Au fost vremuri foarte grele, dar în acele vremuri foarte grele, acest om, această personalitate ne-a ajutat, ne-a agățat de Hristos. Ne-a agățat de Hristos într-o manieră delicată și în același timp fermă. Dacă mergeam la spovedit, întotdeauna biserica, deci spovedania era făcută la lumina candelelor, puteam să stăm până în miez de noapte. Iar când plecam, vă rog să mă credeți că nu știu cum călcam, aveam senzația că nu calc pe pământ. Poate vi se pare ciudat ceea ce vă spun, cei care au trăit această senzație știu exact la ce mă refer. Pentru că Părintele avea această calitate de a se apropia de om, de a se apropia de sufletul omului, de a lua de acolo de unde se găsește și de a-l agăța de Hristos, să-i arate o altă dimensiune, să-i arate cu delicatețe și fermitate unde greșește și să-l ajute să-și îndrepte devierile. Iubire fără sfârșit și fermitate și rugăciune. Și rugăciune într-o manieră cu totul deosebită. Ce vreau să vă spun, aș vrea să punctez doar câteva aspecte, lucruri care mie mi s-au întâmplat și anume, am cunoscut persoane care erau foarte bolnave, extraordinar de bolnave, în ultimul stadiu. Și s-au dus la Părintele și Părintele, cu seninătate, le-a spus, nu vă internați în spital, că nu este nicio problemă. Rămâneți acasă și încercați să vă spovediți, să vă împărtășiți, să mergeți la Sfântul Maslu și să țineți un regim alimentar și să nu vă depărtați, alergați către moaștele Sfinților și vă duceți și rugați-vă lor și veți vedea cum lucrează Dumnezeu. Acele persoane au trăit peste 20 și ceva de ani, au reușit să-și ducă la capăt profesia și trăiesc și în momentul de față și au reușit, datorită faptului că au fost sub rugăciunea Părintelui Sofian, să aibă o altă valență viața lor. Un alt aspect, eram în perioada în care Părintele nu mai ieșea la spovedit, era numai la chilie, era bolnav, foarte bolnav, la pat. Și am avut o problemă cu serviciu și m-am dus la Mănăstirea Antim să dau un pomelnic Părintelui Irineu. Părintele plecase de la biserică și eram foarte încurcată că nu știam cum să ajung să-l chem pe Părintele de la chilie cumva. În momentul în care așteptam la grilaj în spate, mai erau și persoane alături de mine, stânga-dreapta, la un moment dat venea Părintele Sofian dinspre clopotniță, foarte grăbit, mi s-a părut foarte ciudat, vă rog să mă credeți, deci eu așteptam pe Părintele Irineu, venea Părintele Sofian, iradia cu un chip, cu un chip foarte luminos și îmbujorat, era uimit că-l văd. Nu știu, vă spun sincer, nici astăzi nu-mi explic acea apariție. Și era la pat cu perfuzii. Da, Părintele era la pat cu perfuzii, deci menționez acest lucru. Deci, pur și simplu, când s-a apropiat de mine, de noi, era mirat că-l vedem. Știți?
eram foarte încurcată, pentru că eu vreau să mă întâlnesc cu altă persoană, nici n-am imaginat că mă voi întâlni cu părintele. În momentul în care se apropia părintele, m-a binecuvântat, era foarte mirat că a apărut. Eram surprinsă de chipul părintelui, o persoană iradiantă, o persoană cu chip foarte îmbujorat, deci o altă persoană, cu totul altceva. Cert este că duminică, la Sfânta Liturghie, părintele Irineu, sau nu știu, peste o săptămână, ceva de genul, părintele Irineu încerca să-l aducă pe părintele Sofian foarte greu, foarte greu. Deci era cu totul altceva, era o altă imagine. Deci am văzut această, cum să vă spun, am trăit acest lucru. Un alt aspect ar fi următorul. În momentul în care întâlnești un om al lui Dumnezeu, rămâi cu duhovnicul tău în inimă și după ce pleacă. Și cumva cred că această legătură nu se pierde. Această legătură pe care părintele întotdeauna ne-a suflat-o, această viață, această dimensiune de după trecerea de aici, din spațiu tridimensional. După ce părintele a plecat la Domnul, eram foarte încurcată pentru că nu-mi găseam duhovnic. Și mă gândeam ce am să mă fac. Și mi-a fost foarte greu. Și tuturor celor care ne-am spovedit la Părintele Sofian a fost foarte greu, pentru că nu mai regăseam același om, aceeași trăire, aceeași dragoste. Și în cele 40 de zile l-am visat pe Părintele Sofian tot la mănăstirea Antim, îmbrăcat în odăști la vârsta de 30 și un pic de ani, și avea un patrafir, asta m-a impresionat, un patrafir ca și cum ar fi fost chivnic, cu mătenile în mână, cu crucea în mână, și era ușa întredeschisă la preasfințit, acolo, nu știu cum să zic, în curtea mănăstirii, la casa episcopilor. Și l-am întrebat: Părinte, Sfinția voastră, trăiți? Și mi-a spus foarte senin: da, trăiesc. A venit parastasul de 40 de zile, pomenirea de 40 de zile, și ieșeam din biserică, era foarte aglomerat, foarte multă lume, și la un moment dat m-am trezit de undeva din spate, eu discutam cu o anumită persoană și m-am trezit un microfon de la o televiziune, întrebându-mă ce a reprezentat pentru dumneavoastră Părintele Sofian. Mi s-a părut, vă rog să mă credeți, prima dată am zis: Doamne, cine mi-a făcut-o? Cine m-a spus? Pentru că, vă spun, Părintele Sofian a fost alături de mine foarte mult timp și în foarte multe împrejurări. M-am regrupat imediat și i-am spus că Părintele Sofian a fost un om extraordinar, o personalitate, un sfânt. Și cred că cu toții avem această convingere că Părintele Sofian, cel care înainte ne vorbea și acum îl vedem practic în icoane și o să-l vedem în icoane, pentru că este Sfânt Părintele, cred că fiecare dintre noi avem foarte multe amintiri dintre cei care am fost în perioada 80-2000 la Mănăstirea Antim. Eram un grup reușit să se formeze o familie. Și toate slujbele care se efectuau la Mănăstirea Antim tot aveau o trăire aparte, pentru că era Părintele. Acum iertați-mă, Părinte Antipa, și Sfinția voastră, aveți un lucru extraordinar. Dar așa era pe vremea Părintelui. Era minunat. Cel puțin sâmbătă seara, mai cu seamă cu corul bărbătesc, corul de călugări, era o atmosferă extraordinară. Utrenia și vecernia era un lucru încântător. Părintele Sofian este un om extraordinar, trăiește și se roagă un sfânt al lui Dumnezeu. Și într-adevăr a reușit să ne lege pe fiecare dintre noi de Domnul, de altă dimensiune. Și vreau să vă mai spun un lucru și cu asta am să închei.
În momentul în care Părintele Sofian rostea numele lui Iisus Hristos, îl rostea cu foarte mare dor, cu dor, cu tremur, adică pur și simplu lăcrima în momentul în care rostea numele lui Iisus Hristos. Îl iubea pe Hristos, îl iubea ca nimeni altul. Și această iubire se revărsa către noi și ne ajuta pe noi, cei care eram începători, cei care nu înțelegeam foarte multe dimensiuni, ne-a arătat aceste dimensiuni și ne-a spus că îndrăzniți că se poate. Și poate acele lucruri care ni le spunea sub o anumită formă atunci, în momentul de față, se adeveresc și nu ne vine a crede că toate au venit sub acest aspect asupra noastră. Mulțumim. O să punem în continuare o înregistrare de 12 minute în care Părintele Arsenie Muscalu citește niște manuscrise de la Părinte Sofian. Ceva deci care nu s-a mai publicat până acum. Este o conferință care a avut loc la Iași în luna noiembrie, la o zi după ce s-a terminat simpozionul în China Părintele Sofian. Cuvintele pe care vreau să le citesc de la Părintele Sofian se referă tot la starea aceasta încălcită, încurcată a sufletului nostru. Acest fiu duhovnicesc al Părintele Sofian era preocupat de problema sincerității. Părinte l-a întrebat, până unde merge sinceritatea cu aproapele meu? Părintele Sofian a răspuns, iată cum e această problemă a sincerității. Pentru o lucrare duhovnicească avem nevoie de onestitate, avem nevoie de sinceritate. Iată cum e această problemă a sincerității. Tu trebuie să fii foarte sincer cu tine însuți și cu Dumnezeu, în primul rând. Iar cu ceilalți, trebuie să fii după sfatul Evangheliei, înțelept ca șarpele și blând ca porumbelul. Această înțelepciune a șarpelui înseamnă prudență. Să fii foarte prudent cu cel cu care vorbești. Să fii atent până la nuanță. Să-i simți pulsul dinainte. Să-ți dai seama până unde e cazul să-i spui ale tale. Dacă simți că nu poți fi sincer cu el până la capăt, taci. Demințit, însă nu-l minți. Pentru că atunci când intervine minciuna, intervine și diavolul. La minciună să nu apelezi cu niciun chip. Taci. Tu nu ești obligat să spui celuilalt totul, dar ești obligat să nu minți. Asta este înțelepciunea. Să știi să cântărești orice cuvânt și orice gând. Să fii stăpân pe tine. Iată omul integru. Omul care nu mai spune una și alta gândește și alta face. Iată omul întreg. Să fii stăpân pe tine. Să poți să controlezi totdeauna tot ce spui și tot ce gândești. Aceasta nu ca un autocontrol obositor, stresant, ci ca luarea minte, ca trezvie. Să poți să controlezi totdeauna tot ce spui și tot ce gândești. Să fii înțelept, tăcut, măsurat la vorbă. Să simți dintr-o dată pulsul celuilalt, pentru că nu poți să spui oricui, orice. Asta era și marea problemă la pușcărie, a zis Părintele Sofian. Când ne anchetau, spuneam, da, îl cunosc pe cutare. Altceva nu puteau scoate de la noi. Despre faptele lui nu spuneam nimic. Că
dacă eram total sinceri cu ei, cei care ne anchetau, atunci și ceilalți erau cărați la pușcărie. Și făceam tot ce era în puterea noastră ca să nu provocăm această nenorocire. Așa încât, ține minte, învață să vorbești fiecăruia pe limba lui. Minciună, sub niciun chip. Prudență, până la nuanță. Dar ce înseamnă să fii sincer cu tine însuți? A mai întrebat fiul duhovnicesc pe părintele Sofian. Știi ce înseamnă sincer? Sinecera. Adică fără ceară. Erau înainte, explică părintele Sofian, existau înainte, acele plăcuțe de argint pe care se scria. Și dacă erau cumva amestecate cu ceară, nu se mai putea scrie sau citi nimic de pe ele. Ele trebuiau să fie sinecere, adică pure, fără ceară, argint curat. Asta înseamnă sincer, fără umbră de viclenie. A fi sincer cu tine însuți înseamnă să te măsori tu pe tine cât ești de credincios sau superficial față de Dumnezeu. Cât știi și cât nu știi din cele ce trebuie să știi. Cât faci din ceea ce știi. Când te laudă cineva, să te întrebi ce e drept în această laudă în raport cu realitatea din tine. Pentru că tu te ai la mână și te știi exact cum ești. Cât de cinstit ești tu înaintea lui Dumnezeu? Nu cumva ești fals, superficial față de Dumnezeu? De pildă, ai dat milostenie. Oare nu cumva ai dat de ochii lumii? Sau nu cumva ți-a părut rău? Recunoști tu că tot ce ai este de la Dumnezeu? Sau ți-a atribuit ție niște merite? Asta înseamnă să fii sincer cu tine însuți. A fi sincer cu Dumnezeu, să știi exact cât de corect ești tu înaintea lui Dumnezeu. Să te descoperi pe tine însuți, așa cum ești, de fapt. Spunea un părinte, cu buzele am spus lui cuvânt, iar în inima mea l-am judecat. Acel cuvânt din inimă laudă Dumnezeu, pentru că el este foarte prezent în viața noastră, în inimă, în rărunchi. Asta înseamnă să simți cu adevărat cum te găsești tu în inima ta față de Dumnezeu. Să nu uiți acest lucru, i-a mai zis părintele Sofian. Așa cum sunt raporturile noastre cu ceilalți, tot așa sunt și raporturile noastre cu Dumnezeu. Să nu uiți că trăiești în legea cea nouă și nu în legea Vechiului Testament. Dacă ai un dușman, nu-l vindești cu răzbunare sau cu osândire, ci cu dragoste și cu smerenie. Era un părinte, Veniamin, povestește părintele Sofian. Un fel de țăran, foarte cultivat și foarte sfătos. Și odată a fost internat în spital și stătea într-o rezervă. Și în rezerva lui, lângă el, era cineva tot bolnav, care nu-l putea suferi. Nu-l putea suferi pe părintele Veniamin. De cât ori se apropia de el, acela îl scuipa în față pe părintele. Îi spunea că îl urăște și câte și mai câte. Și acela nu se scula din pat, era la pat. Iar părintele Veniamin, fără să-l întrebe, îl ajuta pe acela la orice lucru de care ar fi avut nevoie. Îi ducea oala la toaletă, acela era neputincios, imobiliză la pat.
îi punea apă la îndemână, îi făcea curat, îi spăla hainele, tăcea și făcea. Nu se uita că celălalt îl urăște sau îl scuipă. Îl mai și înjura. Și când a plecat părintele Veniamin, când s-a făcut bine și a plecat din rezervă, din spital, acela a plâns. Părinte, iartă-mă, m-ai biruit. Să știi că m-ai silit, între ghilimele, să am o părere foarte bună despre dumneata. Și acum te prețuiesc foarte mult. Adică vreau să-ți spun, a continuat părintele Sofian dialogul cu fiul lui duhovnicesc, că foarte mult contează aceste atenții discrete, smerite, tăcute, față de cel care îți face rău. Și dacă te umilește cineva, în loc să te mâni, să te gândești. Oare eu nu sunt vinovat cu nimic înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? De câte ori n-am smintit pe ceilalți? De câte ori nu am dorit rău celorlalți? Sau poate chiar am blestemat? Cu adevărat merit și să fiu mustrat și umilit. Nu vreau să vă obosesc prea mult și închei. Cu un fel de cuvânt testamentar al părintelui Sofian, chiar dacă adresa cuiva anume, dar ne este de folos nouă tuturor. Eu nu știu ce te va aștepta pe tine în viață sau prin ce încercări te va trece Dumnezeu, dar ține minte ca o regulă. Așa cum vrei tu ca celălalt să-ți facă viața fericită, așa să faci și tu viața fericită celuilalt. Când eram la Jilava, a spus părintele, era cu noi în celulă un medic și tot timpul el cârpea ciorapii celorlalți. Își făcuse un lac dintr-un cui și cu fire din ciorap stricați, repara tot ce se putea repara. Și l-am întrebat, de ce faci asta? Și mi-a răspuns așa, simt nevoia să fac oricui o bucurie, o bucurie din partea mea. Așa am simțit toată viața, de când mă știu, de copil. Și nici acum nu pot face altfel. Și așa m-am bucurat de el, a zis pentru Sofian, așa m-am bucurat de el, spun drept. Acesta era scopul vieții lui, să facă cât mai multă bucurie celorlalți. Chiar și acolo, în acea lume în care răul era așa de bine organizat și nu aveai voie să faci nimic bun. Dacă făceai ceva bun, te duceai imediat la neagră. Cu apă pe jos și beton înghețat și un fric umplit. Și în acest loc atât de groaznic, el voia cu tot din adinsul să facă o bucurie celuilalt. Fă și tu așa. Lucrurile de care tu te bucuri, fă-le celuilalt. Transferă-le asupra celuilalt. Și vei vedea cum se vor schimba toate. Amin. Pe părintele Antipa de la Antima, așa, să ne vorbească așa câteva ceva despre așa. Vă rog să poftiți aici.
sunt pregătit de vorbit. Părintele... Da. Ce pot să spun? Nu l-am cunoscut pe părintele, eu am venit abia în 2008 în București, dar îl simt foarte aproape. Și prin faptul că înainte de a veni la București am cunoscut alți părinți duhovnicești și chiar unul dintre ei cu viață sfântă din zona Bacăului, de unde sunt, un părinte foarte smerit și necunoscut, dar sfânt cu adevărat. Și îi simt în același duh pe acești părinți. Și în felul acesta mă apropii și de părintele Sofian și de ceilalți părinți care au fost la Antim. Ei sunt încă vii, noi în mănăstire îi simțim așa, cum ei ne ajută să rezistăm. În mijlocul orașului, să rezistăm în mijlocul duhului lumii de astăzi, care este mai rece așa în toate privințele. Și în biserică își face locul această răceală, această diminuare a evlaviei, a râvnei. Și acești părinți pe care îi avem în fața ochilor ne arată că se poate. M-a impresionat foarte mult ceea ce mi-a spus acum câțiva ani părintele Stares Melchisedec de la Putna. Am fost acolo împreună cu câțiva colegi de la pictură și ne-a întrebat pe fiecare ce faceți, de unde sunteți. Și când mi-a zis că sunt de la Antim, mi-a spus această vorbă pe care dânsul a spus-o de mai multe ori și am mai spus-o și eu chiar la noi, la mănăstire, în biserică, am spus-o. Cum părintele era la Iași, la Mitropolie, într-o împrejurare, și erau de acolo într-o cameră, era și prea fericitul patriarh, care atunci era mitropolit la Iași, și părintele Stares de la Putna, și un părinte de la Putna, mai intelectual, așa. Și mitropolitul a spus acelui, azi i-a spus părintelui Stareț: Părinte Stareț, să ne trimiteți aici la mitropolie părinți de la Putna, că sunt oameni pregătiți, oameni deosebiți și avem nevoie de dânsii aici, în oraș. Iar părintele acela, nu starețul, celălalt părinte de la Putna, a spus: Înalt preasfințite, ce călugărie poate să mai fie aici în oraș, la mitropolie? Și mitropolitul Daniel l-a întrebat pe părintele Sofian, care era și el acolo: Ei, părinte Sofian, spune Sfinția ta, ce fel de călugărie faci aici faci în București, la mănăstirea Antim, în oraș, de mai bine de 50 de ani? Și părintele n-a spus nimic. Însă au cunoscut cu toții cei de acolo de față că apropierea de Dumnezeu poate să fie și în oraș, și la țară, și în tot locul, dacă înăuntru tău ești aproape de Dumnezeu. Și asta o vedem noi, călugării de la Antim, la mulți credincioși care vin la noi la slujbe. A povestit doamna despre ce era la mănăstirea Antim acum mai mulți ani și cred că așa este. Prin faptul că vedem mulțime de credincioși care vin în continuare la noi la slujbe, foarte evlavioși, foarte apropiați de biserică, cu un deosebit simț duhovnicesc și un discernământ lucrat în timp, și ei sunt rodul, cred, acelor ani deosebiți care au fost la Antim, și noi ne folosim de ei foarte mult, în sensul că ne folosim duhovnicește prin faptul că îi vedem tot timpul la biserică și îi credem că sunt aproape de Dumnezeu. Cum spunea părintele Cleopa, că poți să fii aproape de Dumnezeu chiar în mijlocul bisericii, în mijlocul Bucureștilor, pe Calea Victoriei, spunea el, poți să capeți această rugăciune a inimii.
Și asta m-am gândit acum să spun, că Părintele ne ajută foarte mult pe noi să rezistăm acolo și să ne străduim să facem treabă bună, să fim oameni de nădejde, așa fiecare cum poate, și așteptăm momentul când vom face prima priveghere pentru Părintele Sofian, pentru Sfântul Sofian. În 2010, când a intrat Părintele Vicențiu Stareț la Mănăstirea Antim, părinții de atunci au făcut un demers către Preafericitul ca să aducem la Antim trupul Părintelui Sofian, să-l înmormântăm la Antim. Și Preafericitul a primit foaia, s-a gândit și așa a spus: Părintele Sofian va reveni la Antim, dar într-o raclă nouă. Așa să ne aștept Dumnezeu. Merge DVD-ul, să punem un DVD pe ăsta? Merge să punem? Da. Că putem să punem în conferința asta, pe rugăciune, că avem DVD-ul, toată da, conferința da, da, de două. Da? Îmi ziceți ceva? Sau? Da, da, da. Să vedem că poate vreau să vorbesc, că zice, aduși, cum ziceți? Dar o mărturie, pentru că am găduit Dumnezeu să mă spovedesc o perioadă la Părintele Sofian. După ce îl cunoscusem deja pe Părintele Dumitru Stăniloae, mi-amintesc prima mea spovedanie, am făcut-o la un profesor din Facultatea de Teologie, dar probabil datorită neputinței mele nu mi s-a potrivit. Aveam nevoie nu de perie cu sârmă, ci aveam nevoie de blândețe. N-aveam nevoie nici de moralizare, nici de... Și atunci mi-am căutat un alt duhovnic. Mergeam de obicei la vecerinile de la Mănăstirea Antim. Îmi plăcea foarte mult. Îmi plăceau privegherile de acolo. Le știți, cei care ați participat, privegherile erau minunate, cu acel cor polifonic, așa, cu nuanță basarabeană, să spunem așa. Erau și călugări, dar erau și studenți de la teologie care cântau în corul acela, însă dirijorul deja impusese un anumit, o anumită nuanță a muzicii. Și așa l-am cunoscut pe Părintele Sofian, care la început m-a impresionat prin simplitatea lui. L-am rugat să mă spovedească. Vă dați seama cu câtă emoție. Și mi-era teamă. Însă Părintele, așa cum îl știm, cu dragoste și cu multă blândețe, a acceptat fără nicio reținere să fie duhovnic. Nu știam atunci că fusese membru al rugului aprins, că trecuse prin închisoare. În anii de facultate, cât m-am spovedit la Părintele Sofian, m-a mișcat foarte mult starea de liniște, de pace și de har pe care Ava Sofian mi-a dăruit-o după fiecare spovedanie. Așa cum știți cei care v-ați spovedit, cel puțin eu așa am reținut, Părintele Sofian nu punea multe întrebări la spovedanie. Și nici nu îți dădea multe sfaturi. Te îmbărbăta și te îmbrățișa cu toată ființa lui. Pot spune că, nu știu dacă am încercat să limit, dar ceea ce am înțeles de la Părintele Sofian, dar și de la Părintele Dumitru Stăniloae, este că atunci când stai de vorbă cu un om,
stai de vorbă integral. Adică îi îmbrățișezi, îi te dăruiești integral, cu toată ființa. Aceasta era Părintele Sofian, care se dăruia total, cu toată ființa. Părintele avea o blândețe vindecătoare. Eu aveam nevoie vitală de această blândețe. Și în preajma lui am simțit cu adevărat că m-am vindecat de bolile sufletești de care sufeream. Am înțeles atunci și mi-a folosit ca duhovnic nevrednic cum sunt, mi-a folosit ca model Părintele Sofian. E adevărat și Părintele Stăniloae, dar la Părintele Stăniloae nu m-am spovedit, am fost în preajma Părintelui Stăniloae, dar Părintele Sofian mi-a dat acest curaj și în același timp este ușor de înțeles că în timp ce te spovedea, rostea neîncetat rugăciunea inimii. Rostea neîncetat rugăciunea inimii, astfel că după câteva cuvinte blânde pe care ți le adresa, după dezlegarea pe care ți-o făcea, așa cum spunea Doamna mai înainte, plecai vindecat, plecai zburând, plecai eliberat, și cu o bucurie pe care, o bucurie, a spune eu, nu puteai să o explici. O bucurie mare în suflet. Am încercat și eu exercițiul acesta. S-a potrivit cu firea, pentru că duhovnicul ți-l dăruiește Dumnezeu și după firea ta. Și am înțeles acest lucru. Că, într-adevăr, blândețea care coboară, Mântuitorul Hristos care coboară, cum spune, sunt blând și smerit, spune Mântuitorul, blândețea aceasta coboară prin duhovnic, dacă el se așează, cum a făcut-o Ava Sofian, se așează în smerenia lui Hristos. Ați văzut toate aceste expresii duhovnicești, cuvinte duhovnicești pe care rulează aici, cât de minunate sunt. După căderea comunismului, am aflat și eu că Părintele fusese unul dintre duhovnicii de excepție care făcuseră parte din mișcarea duhovnicească a Rugului Aprins. Duhul echilibrat și luminos al acestei mișcări a fost adus până în zilele noastre de Părintele Sofian. Părintele nu a fost doar un simplu pictor bisericel și de aceea l-am invitat pe Părintele Antipa, care este la fel pictor, și rugăm pe Părintele Sofian să coboare același har. Deci, Părintele Sofian a fost și pictor de suflete, și în suflete, dar și pictor bisericesc. Și am să rog pe Părintele Teofan, mai spre sfârșit, chiar să enumere la simpozionul de la Iași, preasfințitul Cais, Sadic, sau cum se numește? Cais. Preasfințitul Cais, care a studiat în România, ne-a povestit cum a pictat mai multe biserici și în Siria și în Orient. Deci, ce simțeai la Părintele? La Părintele simțeai de plin firescul apropiere lui Dumnezeu de inima noastră. Același firesc l-am simțit și la Părintele Stăniloae. Făceau parte din aceeași familie duhovnicească. Și la Părintele Stăniloae găseai aceeași simplitate dezarmantă. Amândoi te încurajau, te făceau să înțelegi că în fața lui Dumnezeu ești totuși o persoană importantă. Ești o valoare. Dar dacă vom face această legătură cu rugul aprins, ceea ce avea Părintele Sofian, ceea ce avea Părintele Stăniloae, ce avea Părintele Arsenie Papacioc și ceilalți membri, dar mai ales cei pe care i-am amintit, aveau acest duh al prezenței lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Papacioc, de asemenea, avea această vorbă
orice suspin al o tresărire a inimii poate fi o rugăciune. Adică să tresari în momentul acesta și să spui, Doamne, Doamne, dar eu unde sunt? Pe de altă parte, ceea ce am întâlnit la acești părinți, la Părintele Sofian, la Părintele Stăniloae, am întâlnit iarăși o metodă duhovnicească deosebită. De a spune, nu știu. Noi avem o boală astăzi și mai ales duhovnicii tineri, mai puțin tineri, că vrem să arătăm că le știm pe toate. Ei bine, Părintele Sofian și Părintele Stăniloae spuneau de multe ori, nu știu, și pentru că vorbim de Părintele Stăniloae, dacă vom citi cartea Șapte dimineți cu Părintele Stăniloae, a lui Sorin Dumitrescu, vom vedea că de multe ori Părintele îi răspunde pictorului Sorin Dumitrescu, nu știu. Și spune Părintele, nu știu, și apoi dacă nu știu, nu are rost să mă sfătoșesc. Orică n-am cercetat îndeajuns, orică nu m-am rugat îndeajuns, orică nu sunt vrednic să-mi descopere Dumnezeu, dar nu știu. Și dacă nu știu, nu-mi place să mă sfătoșesc. Aș face aici o legătură foarte interesantă, mi-a venit acum în minte, iertați-mă, despre rolul celor doi duhovnici, Părintele Arsenie Papacioc și Părintele Sofian Boghiu, în viața pictorului Daniel Turcea și poetului Daniel Turcea. Mai întâi, Părintele Arsenie Papacioc este cel care l-a spovedit. O spovedanie cutremurătoare, adevărată, o spovedanie în care înțelegem că duhovnicul, nu prin cuvintele sale, este biruiește patimile fiului duhovnicesc, ci prin prezență duhovnicească. Pentru că Părintele Arsenie Papacioc era încă la Mănăstirea Cernica atunci când l-a spovedit pe Daniel Turcea în 1976, dacă nu mă înșel, l-a ascultat, din câte am înțeles, aproximativ 8 ore. 8 ore, după ce Daniel Turcea se gândea seara ce poate să-mi spună un popă sau un preot. El a încercat să se apropie de biserică și de Mântuitorul Hristos, dar nu reușise, pentru că îi se părea că popii sunt niște ignoranți. Și a ajuns în prezența duhovnicului. Bineînțeles că Părintele Arsenie nu și-a pus mintea, ci a pus Duhul pe el. Astfel încât a declanșat cea mai cutremurătoare pocăință, zdrobitoare pocăință, să plânge aproape 8 ore și să se cutremure din toată ființa. Și apoi știți ce a urmat. Părintele Arsenie i-a spus, Părintele Arsenie avea întotdeauna pidalionul pe masă. Și pidalionul arată canoanele care trebuie aplicate pentru anumite păcate. Și calculând așa, bineînțeles, a fost mai mult metaforic, dragul meu, după toate câte ai povestit, 360 de ani a trebuit să nu te împărtășești. Lasă că, pentru a vedea cât este de bun Dumnezeu Hristos, Mântuitorul Hristos, eu am să te împărtășesc acum. Și din momentul acela, Daniel Turcea a devenit nebun pentru Hristos și a scris un volum de poezie mistică, Epifania. După ce Părintele Arsenie Papacioc a plecat la Techirghiol, asta s-a întâmplat la 3 luni după ce l-a spovedit, pe Daniel Turcea l-a încredințat cui? Părintelui Sofian. Părintele Sofian, deci l-a spovedit și ultima spovedanie și împărtășanie, dacă nu mă înșel, a fost pe 25 martie 1979 și ceea ce mi se pare mie extraordinar, Părintele Sofian a plecat cu potirul, deci cu potirul a plecat, pur și simplu nu consumase sfintele, ar putea spune cineva, doamne, e cam necanonic.
un duhovnic poate să facă acest lucru. Din potir l-a împărtășit în ziua de 25 martie, Buna Vestire, 1979, pe Daniel Turcea. Pentru ca după aceea Daniel Turcea să treacă la cele veșnice, cam la 3 zile după aceea. Cred că 25, 26, cam 28-29 martie, dacă nu mă înșel. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceste întâlniri providențiale pe care le-am avut cu acești părinți, cu Părintele Sofian. Îl găsesc pe Părintele Sofian ca fiind în același duc cu Sfântul Siloan Atonitul, cu Părintele Sofronie Saharov, cu Sfântul Serafim de Sarov și cu Sfântul Isaac Sirul. Același duh de iubire arzătoare, de pace, fără ieșiri aspre. Cei care v-ați povedit și v-ați rugat, dacă sunteți în această seară, din cei care l-ați cunoscut pe Părintele, să veniți aici să depuneți o mărturie, suntem aici la, într-un duh al comuniunii. Știți foarte bine că Părintele spovedea și la chilie, și în biserică, și spovedea și până la miezul nopții, și după miezul nopții. Știți foarte bine, probabil că vă amintiți rândul acela în care uneori erai chiar descurajat. Erai descurajat pentru că, dar în același timp, așa cum spunea doamna mai înainte, plecai de acolo plutind. Sunt convins că prin mărturisirea și jertfa acestor mari trăitori ai Ortodoxiei pe care i-a dat neamul românesc în secolul al XX-lea, biserica noastră este încă vie astăzi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care ne l-a făcut prin acești mari părinți duhovnicești și prin Părintele Sofian și sărutăm mâna acestor sfinți părinți duhovnicești, voievozi ai spiritualității românești și aș vrea să subliniez un lucru. Se vorbește foarte mult despre unitatea spirituală a poporului român care a fost menținută prin cultură, prin oamenii mari de cultură, evident, și au rolul lor. Dar unitatea spirituală a românilor, să nu uităm, a fost menținută în primul rând de acești mari voievozi ai spiritualității românești, de acești duhovnici, Părintele Sofian, Părintele Cleopa, Părintele Paisie Olaru, Părintele Lefteri Mihail, Părintele Teofil, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Dumitru Stăniloae, fără a cărui filocalie tradusă și comentată, nu știu ce ar fi însemnat viața duhovnicească și așa mai departe. Îi mulțumim lui Dumnezeu și în același timp nădăjduim că această întâlnire de suflet în Duhul în care a trăit Părintele Sofian să fie o întâlnire care ne îmbogățește pe fiecare dintre noi. Da, fiindcă Părintele Profesor m-a rugat să citesc puțin, se enumăr bisericile unde a pictat Părintele Sofian. Radu Vodă în București, Pipirig, Negru Vodă, Saun Tulcea, Slatina, Dealu, Agapia Veche, Celic de Rea, Gafton și de asemenea a pictat și în Siria și în Liban. A pictat mult în Siria o biserică, dacă nu mă înșel, Ator Sfinților și după ce a fost terminată biserica a fost dinamitată de musulmani. Dacă dintre dumneavoastră cumva sunt persoane care au imagini cu picturi de ale Părintelui Sofian, eu chiar v-aș ruga să mă ajute, fiindcă aș vrea să completez în această carte cu picturi de ale Părintelui Sofian. Da, noi îl mai invitase și pe Cristian Curte, văd că n-a reușit să ajungă. Oricum, în seara asta, la ora 23, o să îmi iau un interviu la pe Radio Cultural chiar despre cartea aceasta, dar ne pare rău că n-a putut să vină, fiindcă el vrea să vorbească despre puterea aceasta de a nu judeca a Părintelui Sofian. Și acum, dacă dintre dumneavoastră sunt persoane care doresc să depună
o mărturie în legătură cu Părintele Sofian, care l-au cunoscut Părintele Sofian, noi, în funcție de cum merg discuții, o să mai proiectăm din conferința aceasta despre rugăciune, câte 7 minute, vedem ce se mai întâmplă în continuare. Dar acolo, în spate, lângă fereastră, nu mai sunt locuri să se stea în picioare? Poate se mai duc câțiva și în partea stângă, acolo, sau cum stau eu acum. Adică încercați să vă faceți loc, dacă... Nu știu, sau aici în față, dacă credeți că mai aveți loc aici în față să mai veniți, puteți să mai veniți, haideți că aici în față poți să stea mai mulți. Veniți aici și se mai eliberează puțin. Aici în picioare se stă în față, nu sunt scaune. Cei care sunteți în picioare acolo la mijloc, haideți să se mai elibereze puțin, să mai... Da. Deci este vreo persoană care dorește acum să spună câteva cuvinte în legătură cu Părintele Sofian, care l-a cunoscut pe Părintele Sofian? Vă să spun ceva atât. Da, da, spuneți. Nu că nu am multe de spus, ca o mărturie vie a Părintelui Sofian și a Părintelui Arsenie Papacio, este preotul fost director de bancă Ilarion Dan, din Constanța, dacă știți. Da. A fost la emisiunea Profesioniștii și a un interviu foarte interesant și să-l ascultați. Da, Ilarion, da, da, da. Ilarion Dan. Ilarion Dan, da, știm. Da. Cred că s-a mai eliberat, puteți să mai veniți, veniți mai încoace dacă tot s-a eliberat, vedeți cum vă așezați. Haideți, da, să se mai elibereze puțin. Ca să intre. Deci o seară foarte importantă. N-are rost să blocăm acolo dacă e loc aici în față, da? Haideți, mai veniți, mai veniți. Haideți, e... Părinte, părinte, da, vrei să-l punem de pe DVD? Da, 7 minute din partea de întrebări. Sau punem acum 7 minute și după aia poate să mai gândește cineva. Da. Este cineva acum care vrea să vorbească despre Părinte Sofian? Sau dacă vreți, vă mai gândiți și între timp... domnul Ionescu, da, uitați-vă. Domnul Ionescu, da, vă rugăm. L-a cunoscut bine pe Părintele Sofian. Într-adevăr. Am avut acest dar pe care l-am meritat, dar pe care l-am primit cu mare bucurie. L-am cunoscut pe Părintele Sofian între anii 80 și când s-a dus la Domnul. Sunt foarte multe lucruri de spus despre Părintele Sofian. Mă uit acum în sală și am fost și la Iași, la simpozionul care a fost. Și mă gândesc așa, oare câți oameni vor fi trăind în lumea asta în acest moment, care l-au cunoscut și care i-au rămas, în al căror suflet, Părintele Sofian a rămas pentru totdeauna. Sunt multe de spus. Aș vrea numai să spun, mi-a venit acum în minte și... Aș vrea să vă împărtășesc și cu dumneavoastră o scenă la care, pe semne că mulți din cei de față au asistat, într-o seară la Mănăstirea Antim, când mănăstirea nu era plină, eram un grup care ne strânsesem în jurul altarului, pentru că Părintele Sofian nu vorbea foarte tare. Și Părintele Sofian ne vorbea despre... cum ar putea să fie viața noastră dacă o trăim cum trebuie pe acest pământ, cum ar putea să fie viața noastră dincolo. Și la un moment dat a ajuns la propoziția, s-ar putea întâmpla să vă întâlniți cu Maica Domnului față către față. Fac o paranteză, cum știți foarte bine, Părintele Sofian avea o evlavie deosebită față de Maica Domnului. Și la gândul că ar putea să o vadă față către față pe Maica Domnului, Părintele Sofian a lăcrimat. Și a făcut eforturi mari să se stăpânească, n-a reușit. Și a lăcrimat. Și au urmat, eu știu, câte secunde, câte minute, că n-a măsurat nimeni, în care Părintele stătea pe solei lăcrimând, iar
credeți-mi. Iar credincioșii lacrimau și în biserică. A fost un moment deosebit, un moment de grație divină. Și sunt și acum convins că Maica Domnului era de față. Și dacă nu cumva, Părintele Sofian o și vedea. Cam ăsta era felul în care se petreceau lucrurile la mănăstirea Antim și ăsta era Duhul care domnea acolo. S-a discutat și se discută despre canonizarea Părintelui. Am fost la un mandat cu un alt ierarh în aceeași cameră și când a venit vorba despre Părintele Antim, însu a zis, fără nicio ezitare, l-am pus în rândul Sfinților. Este o părere pe care toți cei care l-am cunoscut pe Părintele Sofian împărtășim. Și îmi dau seama acum că discuțiile despre Părintele Sofian, în loc să se estompeze pe măsură ce trece timpul de când a părăsit lumea asta, din potrivă, se înmulțesc. Iată, acum au trecut nici o lună de când a fost simpozionul de la Iași. Să fie acesta un semn să dea Dumnezeu ca urmele pe care le-a lăsat Părintele Sofian în cei care l-au cunoscut și prin noi și în cei care nu l-au cunoscut, dar aud vorbindu-se de el, aceste urme să se accentueze, așa cum moaștele unor sfinți s-au descoperit prin miracol, așa și sfințenia Părintelui să se răspândească și să avem, așa cum spunea Părintele înainte, bucuria nespusă de a-L vedea pe Părintele într-o raclă la mănăstirea în care a trăit atâta vreme. Vă mulțumesc! Dar spunea domnul Ionescu că poate a văzut-o pe Maica Domnului în carte, este mărturia unei persoane care spune la un moment dat că la spovedanie Părintele Sofian i-a arătat spre Sfântul Altar și a zis, uite, aici s-a arătat Maica Domnului. Da. Mai sunt doritori să... Mai dăm un pic, da, să punem din conferința aceasta despre rugăciune, cam 7 minute, așa mai pune și după aceea... De la întrebări? Da, de la... Sau să punem tot Părintele Arsenie? Nu, pune asta deocamdată, no, ca să apară până Sofia, știi? Așa, puneți că... Nu neapărat 7-8 minute. Și atunci pune întrebare când la... 7-8 sunt altați cât de petit rugăciune. Stineți-a lumina în față. Se vede pe care așa asta împărătească un Sfântul Părinți, Via Aurelia, cale de aur, ca să nu greși. Postul scrie post cu înțelepciune făcut. Să urmărești vreo 7-8 ce anume? Abstinența scrie abstinență cu adevărat. Paza aceasta sincer scrie cu adevărat. Pază sinceră, căiță să fie sinceră, să nu fie falsă, rugăciune să fie cât de multe, la să fie atente și cu umiliță și cu smerenie, și atunci toate merg bine. Din potrivă, dacă sunt făcute rugăciuni mai cu buzile, cât atât de lungi rugăciunile. Sunt veții creștini unii care fac acatiste și psalmi, mulți psalmi, sunt multe acatiste, însă își dau seama târziu de tot că ai făcut numai cu gura. Au fost absenți cu inima și cu mintea la cei ce au spus. Și aceste rugăciuni ajută foarte puțin, în măsura în care din când în când suntem atenți la cei ce spune. Părinte, uneori în timpul rugăciunii de seară și dimineață, nu avem întotdeauna aceea stare de dispoziție sufletească, suntem câteodată foarte obosiți. Când suntem obosiți, este bine să scurtăm rugăciunea sau să continuăm. Dar primul efort, să fim atenți, când o continuăm, să continuăm. Dar dacă nu, Dumnezeu știe starea reală și sinceră vieții noastre. Suntem obosiți cu adevărat. Și mintea noastră e risipită,
spune măcar o rugăciune, două și câteva mătrâni și nu putem odihni. Dacă putem trezi în timpul nopții, putem căzune această rugăciune. Da? Gândirea și ordinea aceasta este ca rugăciunea să fie conștientă. Să fie atent la ceea ce spui înainte de Dumnezeu. Dumnezeu este prezență continuă, ne știe și ne vede și ne aude în orice clipă am fi în viața noastră, deci ești noi trebuie să fim tot așa de prezenți și de atenți când vorbim cu El. De ce se spune că rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu când în realitate din Egipt, în casa lui Faraon, a ajuns în sufăr și pșcal, în măsura în care, din când în când, să te mai tezi la ceea ce spune. Părinte, uneori, în timpul rugăciunilor de seară și dimineață, nu avem întotdeauna aceea stare de dispoziție sufletească. Suntem câteodată foarte obosiți. Când suntem obosiți, este bine să scurtăm rugăciunea sau să continuăm? Dacă prin efort să fim atenți, când o continuăm, să continuăm. Dar dacă nu, Dumnezeu știe starea reală și sinceră a vieții noastre. Să suntem obosiți cu adevărat și mintea noastră risipită, spunem măcar rugăciune două și câteva mătrâni și nu putem odihni. Dacă putem trezi în timpul nopții, putem continua această rugăciune. Dar rânduiala și ordinea aceasta este ca rugăciunea să fie conștientă, să fie atent la ceea ce spui înainte de Dumnezeu. Dumnezeu este prezență continuă, ne știe și ne vede și ne aude în orice clipă am fi în viața noastră, deci ești noi trebuie să fim tot așa de prezenți și de atenți când vorbim cu El. De ce se spune că rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu, când în realitate vorbim numai noi? E totuși un dialog, pentru că Dumnezeu este cel care ascultă rugăciunea noastră. Când vorbim cu cineva, între doi, celălalt care ascultă, consimte, aprobă ceea ce spunem noi. Sau din când în când, cum se face la rugăciune, Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea. E un răspuns de partea lui Dumnezeu, să ne ascultă rugăciunea. Și atunci totuși e un dialog, o comunicare, o comuniune cu El. Că ies. Și se vorbesc astfel unor pagini, unor paragrafe de rugăciune. O fac eu, singur. Dacă sunt mai mulți împreună cu mine, nu pot să iau chestii toți, să iau de la cap rugăciunea de unde m-am pretăcit eu cu mintea. Și de ce zic? Rugăciunea în grup este foarte bună când toți sunt cu același gând de rugăciune și atenți la ceea ce se spune. Dar dacă se întâmplă cazuri în acestea, cum am spus despre mine, deci mai bine să fie rugăciunea particulară. Fiecare să roage în parte în taina vieții. Unii împărinți ne spun că singura rugăciune în comun acceptată de biserică este cea din timpul slujbelor. Altfel, riscăm să devenim pietiști. Ce ne puteți spune despre acest lucru și legat de această problemă, ce este pietismul? Pietismul este rugăciunea formală. Este rugăciunea în public, e foarte necesară, în biserică,
slujba vecerniei, slujba otreniei, slujba Sfintei Liturghii. Nu poate fi făcută de fiecare persoană în parte. Ea trebuie să fie făcută undeva, într-un locaș anume, în casa lui Dumnezeu, în public. Unul slujește, ceilalți sunt atenți la ceea ce se spune la altar sau la stradă sau la cor. Și atunci e nevoie de această atenție. Pentru că și în timpul slujbilor bisericii, unii sunt deranjați de alții. Chiar atunci îi pun întrebare când la Sfântul Altar se cântă pe tine te lăudăm. Cel mai sfânt moment de rugăciune, Sfânta Liturghie. Pe o întrebare despre, știu eu, când se pregătește magiunul. Și o altă întrebare, în viața de menaj, de gospodărie casnică. Și o întrerupe, e atentă și se întreabă și de aproape, însă pierde harul rugăciunii, săgeata aceasta care trebuie să îndrepte totdeauna către Dumnezeu care prezintă Sfânta Masă atunci și transformă Sfintele Taine, darurile care sunt credincioși în trupul și sângele Mântuitorului, în cel mai sfânt moment din liturghie. Tocmai atunci, sau și alte, în alte împrejurări, te îndeamnă, te întreabă ceva, sau spune niște lucruri care te să pune și mai târziu deloc, nici o pagubă nu are dacă nu le știe ei. Dar pe tine te sustragi de rugăciune. Sincer, Doamne, mulțumesc la rugăciunile de Maica Domnului, la excursii trecut, singura gradă folositoare. Cum să vă înțeleg? Maica Domnului este Maica Domnului, Maica Mântuitorului Hristos. O mamă totdeauna este foarte sensibilă față de fiul său, copilul său. Orice se întâmplă copilului, maica este foarte ușor sensibilizată. Dacă este într-o cumpănă grea fiul ei, chiar dacă s-a purtat mai rău până atunci cu ea, este foarte gravnic, plin de griji și nu știe cum ar ajuta ca să scape din acel impas. O mamă pământească. Am întâlnit de acestea multe cazuri în viața mea de preot. Mama Mântuitorului Hristos este o mare excepție. Mama lui Dumnezeu întrupat. Însă fiind Iisus pe cruce, a dat Maicii Domnului această ascultare, această îngrijire din partea Sfântului Ioan. Aceasta este mama ta. În această misiune care are Maica Domnului, cel mai greu moment pământesc în Mântuitorul Hristos când era pe cruce răstignit, și încredințează ucenicului iubit, Maica sa, Maica Domnului devine mama noastră a pământenilor. Ea se roagă cu adevărat și mare milostivirea noastră către Dumnezeu.
Maica Domnului studia în Păstitorul. Acești doi martori Mântuitorului Hristos creau foarte multe treceri înaintea Mântuitorului Hristos, înaintea judecătorului și drept. Credeți-vă pe Maica Domnului, neavând curajul, când de fapt e noastră de asemenea Mântuitorului Hristos, Maica Domnului mijlocește pentru noi. Doamne, eu care te-am purtat în brațele mele, care te-am crescut viața ta pământească, ajută-mă în rugăciunea mea și ajută pe acest care se roagă mie. În acatistul acoperimentului Maicii Domnului este acest loc într-un icos de acolo, în care Maica Domnului se roagă Mântuitorul Hristos, spunând, Doamne, ajută pe cei care mă roagă să mă rog pentru ei. Cuvintele sunt altfel puse acolo, aceasta este ideea. Și se rog cu adevărat și rugăciunea Maicii e primită de Fiul Său. Că Fiul Său e Dumnezeu plin de dragoste. Și vă spun o mică istorioară. De la închisoare. Cineva care a fost închis și a stat 20 de ani în închisoare, un tânăr, băcuit în închisoare. Într-o anchetă extraordinar de grea, s-a terminat răbdarea. Și s-a pus gând să găsească un mijloc ca să-și curme viața. Și-a dus aminte însă că afară când era, bunica îi spunea că dă-i un necaz mare să rogi Maicii Domnului. Și-a dus aminte acest lucru. Spunea el că de Mântuitorul nu aveam curajul să mă rog, pentru că am văzut greșelile lui. Că de Maica Domnului care a fost și ea pământeană ca și noi, m-am rugat. Scurt, rugăciune la disperare. Maica Domnului, nu mai pot suporta dureri și presiuni care mi se fac aici. Ajută-mă. Să ruga în cerulea. Și peste câteva clipe, vine intrând prin ușa înaltă a celulei o făptură în alb cu un punct în brațe. M-ai chemat. Am să te ajut. Fii în pace. Și ai plecat mai departe. Până m-ai chemat la anchetă, cu aceea, am mutat în alt loc, la polul nord undeva, la Vorbuta, toată viața lui, după aceea că a trăit pe mulți ani în închisoare, a fost o viață foarte liniștită în sufletul, deși sfeții la care erau destul de grei din când de când. Maica Domnului a ajutat în momentul următor de fărbăciunță. Această întâmplare o știu să se caie pe stoc.
El mi-a spus-o. Și în chisare nu se minte. În chisare spune fiecare ce are curat în inima lui. Mi-a spus bietul om, s-a păstrit și cum s-a rezolvat problema lui. Așa. Părintele Sofian transmitea un duh, transmitea o lumină și așteptăm și alte mărturii. Aș vrea să, nu știu, atât de mult m-a impresionat prezența Părintelui prin aceste cuvinte. Vedeți, am trăit aceeași senzație mergând la Sfântul Munte Athos. Și m-am nimerit la o sinaxie chiar la mănăstirea Batopedu. Pe vremea aceea, la mănăstirea Batopedu, era invitat la sinaxa călugărilor de la mănăstirea Batoped, care, știți, majoritatea dintre ei au facultăți, unii doctorate și așa mai departe, chiar și dintre românii călugări care sunt la Batopedu. Și l-am ascultat pe părintele Iosif Vatopedin. Am mai povestit acest lucru, dar acum fac această legătură. Și mă întrebam de ce părintele Iosif Vatopedin are atâta putere asupra acestor tineri titrați cu diplome, cu doctorate, cu unii medicină, alții informatică. Vă dați seama, este vorba aici de un criteriu un pic elitist, așa să spunem, la Batopedu, care prinde foarte bine, se armonizează. Și ce credeți? Mi-am dat seama cât de important este ca duhovnicul să întrupeze cuvintele. Ați mai auzit. Am mai auzit despre Maica Domnului. Dar cât de pătrunzătoare sunt aceste cuvinte? La fel, aceeași senzație e și la părintele Iosif Vatopedin. Iosif Vatopedin, dacă vă amintiți, la lumea credinței, pe copertă, este un bătrânelul care a dormit și avea zâmbetul pe față. Deci, în adormire. Vă amintiți imaginea aceea? E, acest bătrânel, care era mic de statură, așa, avea o voce puțin pițigăiată, așa, nu spunea cuvinte extraordinare. Dar așa cum am văzut și la părintele Sofian acum și vă rog să mă credeți că auzindu-le înțelegi că nu trebuie noi să mai fabricăm cuvintele, ci să umplem cuvintele de duh, de rostul Duhului, cum ar veni. Ați văzut, părintele ne-a transmis acum și mulțumim lui Dumnezeu că ne întâlnim cu părinții și că avem aceste imagini și aceste mărturii. Deci cuvintele care pot fi repetate de mulți, în gura duhovnicilor sunt cuvinte cu putere. Așa era părintele Sofian. Cuvinte care pot părea simple, cuvintele pe care le-am mai auzit, dar cât de proaspete le primim noi și le gustăm în această seară. Nu mai sunt mărturii? Eu cred că mai sunt în sală care s-au spovedit la Părinte Sofian. Dacă domnul Dumitru dori să spuneți ceva, domnul Dumitru Apalaghie și el s-a spovedit în mulți ani la Părintele. E foarte greu să vorbești despre Părintele Sofian. După ce am auzit cuvântul pe care l-am auzit toți, cred că am simțit că după asta urmează tăcere. Cine a fost la timp în perioada anului 80-90, era o stare. Deci cei trei, Părinte Sofian, Părinte Paisie și Părinte Adrian, nășteau, ne hrăneau cu o stare pe care nu ai cum să o spui în cuvinte. Efectiv, nu ai cum. Îmi dau seama după cuvântul pe care l-am auzit cu toții,
și ce înseamnă cuvântul, așa cum spunea Părintele, în gura Duhovnicului, cum te hrănește și cum pătrunde până unde niciun cuvânt al altului nu pătrunde. Pentru că acolo e taină. Și Părintele era un om tainic, e foarte greu să vorbești despre Sfinția sa. Părintele a fost un mare slujitor. Cea mai mare dramă a Sfinției sale a fost că n-a mai putut să mai slujească. Atunci a fost cu adevărat cutremurător pentru Iisus. O să găsiți în carte un lucru pe care îl repet, dar care a justificat și justifică ceea ce de fapt simțeam și am simțit tot timpul, că este Părintele Sofian, că este și acum. A doua noapte de priveghere, la Antrim, în biserică, după miezul nopții, pe la două, așa a venit Părintele Buca. A intrat în altar și a luat epitrahiul, a cădit trupul Părintelui și după aceea s-a așezat la capul Părintelui acolo și a spus așa, a plecat la Domnul, cel mai mare liturghisitor al neamului românesc. Și asta a fost cuvântul prin care mie cel puțin mi-a transmis și ce am simțit toți anii aceia, în anii 80. Cine a slujit o liturghie cu Părintele Sofian, ăla este teolog. Aș mai adăuga acum o mărturie a unui părinte de la Frăsinei. Odată a mers Părinte Sofian acolo și a slujit. Și exact același lucru spunea, ci că niciodată nu i s-a întâmplat să simtă ceea ce a simțit când a slujit Părinte Sofian și era expresia lui, măi, nu știu, a luat foc toată biserica. Când a început să slujească Părinte Sofian, spune, a luat foc toată biserica. Da, da. Da. Doamna Cristina, are și dânsa o mărturie în carte. Pentru că eu acum am văzut vreo 10-12 persoane care sunt de la Antim. Am văzut câteva persoane care sunt de la Antim. Cred că sunt vreo 10-12. Dar eu știu că nu vor vorbi, nici eu nu prea vreau să vorbesc, pentru că ținem așa aproape secret pentru fiecare ce ne-a spus Părintele. Pe urmă și pentru că știm vorba asta, că dacă spui nu se mai împlinește sau se întâmplă ceva. Dar eu vreau să vă spun totuși ceva. Că am de câteva ori l-am auzit și eu pe Părintele vorbind despre rugăciunea inimii. Și odată am avut curajul să-l întreb, dar de unde știm, cum știm că rugăciunea ne spunea că se înrădăcinează în inimă. Și l-am întrebat, cum știm că ce semn avem când se înrădăcinează, că s-a înrădăcinat? Și atunci Părintele mi-a spus, se spune și în vis, se spune în vis, începe rugăciunea să se spune în vis. Acum eu v-am spus acest lucru, dar vă spun, Părintele mi-a spus odată ceva, mi-a spus că nu trebuie să spunem niciodată când mi se întâmplă nouă ceva și să spunem că am auzit de la cineva că i s-a întâmplat cu tare lucru. E, atâta v-am spus. Aș vrea să vă mai citesc din carte ce spune Părintele Sofian că este sufletul. Sufletul este și va rămâne pentru viața de aici o mare taină, ascunsă vremelnic în trupul omenesc. El a fost comparat cu un diamant ceresc de mare preț. Dacă privim prin el făpturile și lucrurile lumii, toate strălucesc cu o frumusețe care întrece toate frumusețile acestei lumi. Dacă privim prin el mormintele, ele se deschid și morții se văd ca și vii. Dacă privim prin el cerul cu lumea duhurilor înțelegătoare, toate se luminează și vedem plinătatea împărăției vieții.
Vreau să vă spun unde este geam acolo, s-au completat toate locurile, că fiecare loc contează. Uitați-vă peste tot, așa, unde ar mai putea încăpea, că e păcat, stau pe hol acolo mulți. Da. În picioare, da. Da. Așa. Noi o să invităm acum pe toți să, poate vor să, asta, că vrem să și un dialog și întrebări și asta. Da, 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 da. Da. Deci rugămintea noastră este, cei care sunteți prezenți și vreți să adresați întrebări, mai ales celor care l-au cunoscut de aproape pe părintele Sofian, sau pur și simplu să fie un dialog, deci putem pune întrebări, putem, sau să pur și simplu să ne mărturisim un gând. Un gând de la, despre părintele sau, mă rog, un gând, că ne-am întâlnit împreună. Pentru că seara, ați văzut, nu este concepută ca un fel de ciclu de conferințe, ci întâlnirea cu părintele. Și ne bucurăm că avem aceste imagini deosebite și care ne fac prezent pe părintele. Așa cum a fost și la seara cu părintele Arsenie, mă gândeam ce minunat a fost filmul lui Șerban Magiaru. Faptul că am văzut întâi filmul și după aceea parcă deja întâlnirea era... eram împlinită. Deci, dacă aveți gânduri, vă rugăm să le spuneți aici împreună. Da, dacă nu, pune aia cu Florin Potezan, o mărturisă pe Sofia, dar când vă știți despre Ascor la început? Sau? Păi da, sunt 3 minute. Deci nu pune tot 12 minute, că e prea mult. Când vorbește despre Ascor și despre rugăciunea inimii. Da, amândouă, da, nu chiar 12 minute, că e mult 12 minute. Ba da, nu, da, nu, e bine și așa. Hai, da, merge. Deci o să punem în continuare o mărturie, dacă nu sunt întrebări sau mărturii. Așteptăm, poate să mai... Da, poate vă mai gândiți. O să punem mărturia Părintului Florin Botezan din Alba Iulia, care a fost susținută la simpozionul de la Iași. Părintele a fost președinte al Ascorului București înaintea mea. Da. Și după ce ne-am întors la București, l-am căutat pe Părintele Sofian la Mănăstirea Antin și mi-a devenit duhovnic pentru perioada în care am fost student în București. Mai mult așa s-au rânduit lucrurile încât, începând și facultatea de teologie, m-am implicat destul de mult în activitatea Ascorului. Am fost și președinte al Ascorului între 93-94, vremurile de început. Eram atunci foarte râvnitori și doritori să facem cât mai multe și chiar vorbeam cu părintele Teofan mai devreme la masă. A fost atunci ceva special, un duh de rugăciune, de așezare, care a fost prezent între noi, fără să conștientizăm foarte bine că, de fapt, era vorba de relația noastră cu părintele Sofian, care era duhovnicul multora din cei care eram implicați în acest Ascor. Părintele era o prezență, așa cum s-a spus de atâtea ori până acum, foarte discretă, delicată, dar foarte vie. El nu era tipul de om care să coordoneze lucrurile, să ne spună faceți aia, faceți aia altă. Dar ne transmitea o stare duhovnicească și ne purta în rugăciunile dânsului. În același timp, părintele avea o smerenie și o delicatețe, cum spuneam, copleșitoare și a fost un om cu totul aparte prin faptul că, de fapt, el s-a apropiat de ceea ce trebuie să fie un om cu adevărat. Un om integru. Dânsul îi plăcea să spună
că atunci când mintea se unește cu inima, omul devine una. Și ceea ce gândește, aceea și simte, aceea și vorbește. Și cred că în dânsul am putut vedea acest lucru. Și aceasta este, de fapt, taina cea mare a Părintelui Sofian. Unirea minții cu inima și petrecerea necontenită în Dumnezeu. Comuniste. Părintele Sofian a fost, în primul rând, un om al prezenței, al lucrării discrete, mai puțin un om al cuvântului oratoric. El s-a ferit cât a putut să vorbească despre experiența sa personală, însă putem să identificăm din cuvintele pe care le-a spus în diferite ocazii faptul că el, de fapt, ajunsese la acea unire a minții cu inima și petrecere contenită în Dumnezeu, a fost un om de plin integru duhovnicesc. Cred că numai așa se explică frumusețea nepământeană a chipului său luminos, pacea pe care o aducea, faptul că sunt oameni care s-au convertit la ortodoxie doar văzând chipul Părintelui sau s-au convins de prezența și lucrarea lui Dumnezeu în lume. Cu adevărat, Părintele a ajuns la rugăciunea neîncetată și mai mult decât rugăciunea neîncetată, la această petrecere necontenită în Dumnezeu. Când vorbește despre rugăciune, e clar că vorbește despre sine însuși. Încet, încet, spune Părintele, pe măsura umilinței noastre, se luminează acest lăuntru al nostru și simțim că este cineva cu noi în fiecare clipă și ne poartă de grijă. Totodată crește râvna pentru cele sfinte. Parcă ne mistuie dorul de rugăciune. Simțim un glas care ne cheamă mereu. Nu te rogi, roagă-te. Însă rugăciunea ne învață să ne rugăm și mai apoi ea se rostește singură în inima noastră, chiar noaptea. Dar, pentru ca să ajungem la aceste roade, trebuie multă strădanie, multă stăruință, multă răbdare și mai ales multă smerenie. Și încet, încet, cu mila lui Dumnezeu, rugăciunea începe să curgă în noi. Experiență. De aceea, eu am încercat să sistematizez, aș vrea să prezint pe scurt în încheiere câteva învățături foarte clare, directe, concrete, practice, de folos pentru noi toți, cu privire la felul în care ar trebui să ne angajăm cu toții în această lucrare a rugăciunii lui Iisus pentru a înainta spre acest cel al unirii minții cu inima și al petrecerii necontenite în Dumnezeu. În ceea ce privește semnificația și forma rugăciunii, Părintele spune că rugăciunea așa are originea în rugăciunea Vameșului din Evanghelie. Puterea numelui lui Iisus este în centrul acestei rugăciuni. Părintele recomanda să fie rostită în forma ei întreagă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Prima parte, spune el, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, este recunoașterea Stăpânului a toate lui Dumnezeu. Cea de-a doua, miluiește-mă pe mine păcătosul, exprimă toate nevoile și problemele noastre. Este, spune el, o sinteză a tuturor rugăciunilor bisericii. Iar insista însă că e bine ca rugăciunea să fie spusă pe respirație și într-o singură respirație, dacă atunci când este greu să o spunem integral, putem să o spunem prescurtat. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau chiar Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Cine poate rosti rugăciunea lui Iisus? Toți creștinii, nu doar monahii, monahii au o datorie de a rosti, toți cei chemați la Hristos, spune el, numai să fie conștiincioși în rugăciune, să fie sinceri, să fie stăruitori și să păstreze mereu postura de smerenie. Și copilașii, spune, pe la 8-9-10 ani pot să prindă această rugăciune și folosul este de negreit. Căsătoria și familia, de asemenea, nu reprezintă un obstacol. Părintele spune că cunoaște mulți oameni căsătoriți care se roagă rodnic cu rugăciunea lui Iisus.
Apoi, în mod, iarăși, sunt cele două modalități de a spune rugăciunea în timpul activităților zilnice, dar și dedicându-i un timp anume, Părintele recomanda 3-4 ori pe zi, câte 15 minute, alternativ cu alte rugăciuni din ceas loc pentru începători și, cum se spunea și mai devreme, recomanda cu mâna două degetele mâinii drepți deasupra sânului stâng, unde este locul inimii, încercând ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă exact pe acest loc al inimii, care este centrul ființei omenești. În ceea ce privește condițiile rostirii rugăciunii lui Iisus, în mod deosebit, Părintele recomanda ca și călăuze, în primul rând, să-i facă cu binecuvântarea duhovnicului și sub povățuirea duhovnicului, care spune Părintele Sofian, el însuși ar trebui să fie un practicant al acestei rugăciuni. Apoi sunt sfaturile Sfinților Părinți, în mod deosebit recomandat pelerinul rus Bornicu și volumul 8 din Filocalie. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este un suport și ajutor foarte puternic, care împărtășania este de fapt cea care spre care se tinde prin rugăciune, pentru că rugăciunea, spune Părintele, nu suplinește, ci ne pregătește pentru împărtășire. Dar în mod deosebit, Părintele insista asupra trei condiții. Atenție, statornicie și despătimire. Atenția asupra rugăciunii, atenția asupra cuvintelor rugăciunii, să-ți închizi mintea în cuvintele rugăciunii, cum va primi mai, a primit Sfântul Siloan sfatul când a mers în mănăstire. Neatenția, zice Părintele, se interpune ca un geam între noi și Dumnezeu. Lipsa de atenție la rugăciune, spune Părintele, este o adevărată blasfemie. De aceea, când ne surprindem neatenți la rugăciune, să ne oprim, să ne căim și să începem din nou, de unde ne-am rătăcit. Și să continuăm spunând conștient fiecare cuvânt din rugăciune. Altfel, ne rugăm cu păcat. Iar unui tânăr, care îl întreba ce lucrare să aibă mintea în timpul rugăciunii, spune: lucrarea aceasta este a sta cu mintea în inimă și avea amintirea Domnului și de a striga de acolo către el rugăciunea cu smerenie și cu căință, alungând orice gând. Statornicia în deasa repetare, Părintele a fost întrebat la un moment dat care este cel mai potrivit mediu pentru a rosti rugăciunea lui Iisus. Adică să te retragi undeva în liniște sau în mijlocul orașului, și Părintele a spus: cel mai prielnic mediu pentru rugăciunea inimii este stăruința în rostirea rugăciunii lui Iisus. Să fie rostită des, cu seriozitate, ca ea să se poată înfinge în inimă, cu atenție, perseverență, răbdare și duh smerit, cerând mereu de la Dumnezeu prospețimea rugăciunii, încredințându-ne că încet, încet, datoria rostirii se transformă într-o chemare de dragoste care aduce multă mântuire și bucurie sufletului. Despătimirea este cea de-a treia, deci nu se poate rosti rugăciunea fără de curăți de patim, pentru că nu are Hristos lăcaș în noi dacă noi suntem plini de patim. Iar în ceea ce privește roadele rugăciunii lui Iisus, iarăși un cuvânt al Părintelui, care arată că El este un trăitor a ceea ce spune, după multă repetare cu atenție acestei rugăciuni, apare o așezare lăuntrică și în inima duhovnicească se naște o pace neobișnuită și un fel de căldură în jurul acestui centru. Iar omul simte o foarte mare bucurie și o seninătate și o creștere a credinței, a încrederii în Dumnezeu. Simți această prezență a Dumnezeului părinților noștri. Îl simți pe Dumnezeu și îl iubești foarte mult. În plus, simți o dragoste foarte curată și sfântă pentru toate făpturile omenești și pentru întreaga făptură. Și aș vrea să închei cu un cuvânt de îndemn al Părintelui Sofian. Să răpim cât mai multe clipe din timpul nostru și să le închinăm lui Dumnezeu, rugându-ne. Să ne ținem tari, cu toată energia, împotriva vrăjmașului care vrea să ne fure această picătură de timp închinată lui Dumnezeu. Și încet, încet, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom urca și noi spre rugăciunea cea curată. Aici am văzut că este cineva care vrea să vorbească, dar
Aș vrea puțin să citesc ceva referitor la o afirmație a părintelui din acest cuvânt, că unii s-au convertit doar uitându-se la părintele. Este o mărturie din carte a Mariei Mira, care este aici prezentă. Spune așa: m-am spovedit 18 ani la părintele Sofian și nu mi-amintesc să fi auzit vreodată un neadevăr din gura cuvioșiei sale. Într-un an a venit la București un grup de prieteni români stabiliți la Londra. Cu ei era și un japonez necreștin. Am mers cu toții la părintele Sofian. Timp de o jumătate de oră, japonezul a stat și s-a uitat cum vorbeam noi cu părintele. Nu înțelegea nimic și, din neatenție, nu a stat nimeni să-i traducă. Însă cred că a simțit ceva din puterea Duhului Sfânt în persoana părintelui, în felul său de a fi, în lumina de pe chipul său, în cuvintele și dincolo de cuvintele Sfinției sale. La plecare, spre mirarea tuturor, japonezul a spus dintr-o dată că vrea să fie botezat în credința ortodoxă de părintele Sofian. Din păcate, părintele trebuia să plece a doua zi din țară și nu a putut să facă acel botez. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu acel japonez, însă m-a impresionat felul cum Duhul părintelui a reușit să miște inima unui păgân care nu înțelegea nimic din ce se vorbea. Cine? Mi se pare a fi, nu știu cum, să spunem vorbe, dar eu personal nu l-am cunoscut pe părintele Sofian în timpul vieții sale. În momentul în care a plecat dincolo, am stat o după-amiază întreagă în fața mănăstirii Antim, unde era o coadă imensă de oameni să pună o lumânare, să fie în preajma catafalcului unde adormise somnul cel de veci părintele Sofian. Am ajuns și eu către miezul nopții și am stat o vreme să mă uit la chipul său. M-a impresionat extraordinar mâinile. M-au impresionat în așa fel încât mâinile acelea nu aveau niciun fel de încrețituri. Erau niște mâini serafice. În ceea ce privește rugăciunea, a vorbit doamna profesoară de aici, că părintele îndemna la rugăciune și cei care veneau fără speranță de viață în boli trupești pe care le aveau, fără șansă, fără speranță de viață, se însănătoșeau, părintele îi trimitea acasă, spunându-le să nu se interneze în spital, ci să se roage. Am făcut o legătură cu un mare savant al secolului 20, Alexis Carrel, care a scris o carte extraordinară, Omul acest necunoscut. Alexis Carrel era un mare chirurg pe sistemul cardiovascular. Chiar a luat la începutul secolului 20 premiul Nobel. Se născuse la Lyon. Și Alexis Carrel a mai scris o carte, o cărticică mică, care se numește Rugăciunea. Ce spune în această carte, tradusă de un prieten de-al meu, medic, spune așa, că împreună cu alți medici au îngrijit într-un spital oameni care erau cu boli incurabile și cărora medicii nu le dăduseră nici o șansă de supraviețuire. Și ce au observat acești medici în frunte cu Alexis Carrel? Au observat că grupuri de oameni rude de ale acelor pacienți, ei înșiși cu ultimile puteri se rugau și aceștia s-au însănătoșit în mod miraculos. Așadar, ce se confirmă încă o dată, puterea rugăciunii
despre care părintele Sofian atâta îndemna pe oameni. Cam atât am vrut să spun. Și dacă aveți posibilitatea, căutați această carte a lui Alexis Carrel, care se numește Rugăciunea. Cartea lui, omul acest necunoscut, a cunoscut cel mai mare tiraj dintre cărțile acestui început de secol, care a cunoscut un tiraj nemaipomenit de mare. A întrecut toate cărțile autorilor. Alexis Carrel, care împreună cu aviatorul care îl ducea către Statele Unite, unde făcea cercetări, a imaginat prima inimă artificială înaintea lui Barnard. Așadar, un om care ținea bisturiul în mână și opera pe sistemul vascular, vă dați seama că era cât se poate de exact, și acolo, în vârful bisturiului, probabil că vedea puterea dumnezeiască, în așa fel încât a făcut cercetări extraordinare, pentru care Providența a făcut ca el să ia premiul Nobel pentru cercetările lui. Vă mulțumesc frumos! Eu aș propune așa, câte ceasuri? Nu știu câte ceasuri. Fără 25. Cât fără 25? 9. 9 fără 25. Mai este înregistrarea aia să încheiu de la serie de la... Da, poate să încheiu până câteva minute. Eu aș zice să încheiem cu Părintele Sofian, cu imaginea Părintelui, după aceea face rugăciune și după aceea mai putem rămâne să mai comunicăm așa. Da, da. Deci mai punem din conferința până Sofian, 10 minute. Da, 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 exact. Ca să încheiem. Da, da, da. Cu Părintele. De pomenirea celor care au murit pentru Hristos în episoade comuniste. Legat de aceasta, dacă ați cunoscut în închisori oameni care au trăit rugăciunea, au mers cu adevărat pe calea Sfințeniei, și dacă puteți să ne descrieți câteva din aceste personalități. Mai greu de spus. Pentru cei care au avut o viață duhovnicească în închisori, ultimul cu ei nu mai sunt în timp. Sunt acolo sus, undeva, la puțin trează. Dar mai trebuie o altă întrebare, dacă e bine să avem o rugăciune în calendar sau o rugăciune în sufletul nostru, ca un timp de rugăciune pentru cei care au murit în închisori, asta e foarte bună faptă creștină. Pentru că nu toți care au murit în închisori n-au nevoie de rugăciune. Numai Sfinții n-au nevoie de rugăciune noastră. Noi ne rugăm să roage ei pentru noi. Acei noastre au trecut prin viața aceasta și au trecut dincolo, poate încărcați de niște păcate grele și neiertate, rugăciunile noastre de biserice și noastre personale sunt toate bune pentru ei. Să faci ca timpul rugăciunii
scoală din minte toată lucrurile așa noastră. Ce să fac dacă am inima pietrită și nu sunt nimic când spun rugăciunea? Să ne căim în acest pustiu în care ne aflăm. Acolo fiind în rugăciune, să ne căim înainte de Dumnezeu. Doamne, sunt ca un pământ fără de apă, pustiu și nelucrat, spune psalmistul. Ajută-mă! Coboară harul tău peste inima mea însetat de tine. O rugăciune particulară, personală, îți poate face atunci pe locul în taină inimii tale. Și un apel sau un examen de conștiință de anumite cazuri, anumite motive pentru care suntem împietriți. De obicei, păcatele noastre le împietriți, făcând niște lucruri rele. Noi ești oameni care nu putem ierta. Inima noastră are un învelit acesta gros din cauza acestei uri împotriva aproapele nostru. Și ne rugăm să sfârșim Dumnezeu acest vlăm, să deschide iarăși această inimă, să o facă impermeabilă pentru toți cei ce se petrece în jurul nostru, atunci toată vina lumească, cum se repete. Adică această credință pentru păcatele noastre, această rugăciune tainică către Dumnezeu să sfârșe acest vrân de împietrie, de nesimțire pe care suntem cuprinși atunci. La un moment dat ajung să spun rugăciunea mecanică, fără să ajungă la sufletul meu. Parcă am avea o potocire a rugăciunii. Există rutina în rugăciune? E bine să repetăm atunci. Să repetăm rugăciunea, să facem un efort să gândim la ceea ce am spus, să ne dă Dumnezeu această prospețime în rugăciune. Atunci, pe loc și dragul, se întâmplă ceva cu noi. Părinte, ce spuneți despre cei care practică rugăciunea în inimii, dar împărtășesc o învățătură străină de cea ortodoxă, de pildă yoga sau parapsihologie? Cred că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile lor. Aceste practici sunt niște practici străine de neamul nostru, de mentalitatea noastră și nu sunt născute prin Hristos și pentru Hristos. E un fel de căsărnăție a rugăciunii. Sunt o înșelare. Amestecă lucrurile ca să ne pară că yoga depinde de rugăciunea lui Iisus. Ca de la cer la pământ. Deosebire de mare. Sunt vrăjitoare și vrăjitori care au câte icoane la ei. Și Sfântul Icoană își spune niște lucruri, niște ghicituri. E o înșelare a noastră care cere mai această consultație. Nu se poate încăca Duhul lui Dumnezeu cu minciunea aceasta, această sfățărnicie. După faptul lui veți cunoaște, acești oameni care amestecă rugăciunea lui Iisus cu yoga, dacă ne uităm bine și atent la viața lor, vedem că de obicei calcă pe alături.
strâmbă în aorta. Chiar în urmă că se întâmplă niște lucruri foarte discutabile. Multe necuvințe. Cei care fac yoga știu la ce mă refer. E o lucrare din Dumnezeu limitată în inima de candată. E un păcat să mă rog lui numai pentru că mă teamă de el, de candată. Dar bine să vă rugați așa. Este un caz în Evanghelie. Mântuitorul coboară pe muntele Taborului și la jumătatea muntelui era o frământare mare. Erau acolo ceilalți care trecereau cu Mântuitorul sus pe Tabor, care coborau cu Iisus, și acolo era un om cu fiul său îndrăcit. Și se apropie de apostol, de cel om fiul lui, și roagă pe apostol, care aveau darul această recomandare din partea Mântuitorului ca să vină ce bolnavi, apostol vrea să nu l-a vindicat pe cel îndrăcit. Și era un fel de spes pentru apostol. Nu trebuie mult pe acest Mântuitor, iar trebuie un chestin. În acest moment se întoarce Iisus pe Tabor și îl dă la celul tatăl al copilului, spunându-i pe apostol: Doamne, am acest copil bolnav. Și m-am adresat apostolul tău și nu am putut să-l vindeci. Tu poți să-l vindeci? Și Iisus îi spune: dacă crezi, îl vindec. Și tatăl spune așa, cu lacrimi în ochi: cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Răspund pentru dumneavoastră. Cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Credeam să nu deprim, ci era pe drumul credinței. Și Mântuitorul l-a vindecat și pe el și fiul său. Această puțină credință care vreau și apostolul la un moment dat, obliește Mântuitorul, dacă stăruim în această apropiere de El și rugăm mai departe ca să El să ne ajute să ne credință întreagă. Ce înseamnă ajutor până și în păcate a celor neduhovnicești? Dumnezeu ne ajută în orice moment. Crește libertatea noastră, care e firească de la început din naștere, cu libertatea aceasta lăuntrică, dar Dumnezeu ajută ca uneori, peste ce zice vreme să facem noi, ne ajută în sensul bun al cuvântului. Sunt oameni credincioși, dar totuși cred, sunt creștini, sunt depresurați de păcat. Și Dumnezeu, care iubește fiecare și știe ce gândește fiecare, îl poate ajuta să nu cadă în păcat. E un păcat mai jenant de spus, păcat răspânării. De acest păcat, dacă vrei cineva să se păzească, fără ajutorul lui Dumnezeu nu se poate păzi. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu poate scăpa de această cursă. Chiar dacă vă fi credincios, să Dumnezeu, știind ce va reveni mai târziu, sunt păcătoși care mai târziu sunt tot la Dumnezeu, prin alte semne care le dau
de Dumnezeu în viața lui. Dumnezeu știe acest lucru și păzește de o cursă, de o credere. Și scapă. Că mai târziu să fie recunoscător de Dumnezeu pentru ajutorul creat la un moment dat. Avatimentul zice că împrăștierea este necesitul tuturor răutăților. Plecând de la acest adevăr, credeți că este nevoie pentru fiecare om să aibă un program de viață să poruncească? Ce comandați tinerilor în cadrul unui astfel de program? Recomand rugăciunea lui Iisus. Rugăciune scurtă, care o poate spune oricum și în orice condiție. O pravilă mai lungă e greu de recomandat. Această rugăciune spusă însă cu toată inima și cu smerenie mai ales, rugăciunea aceasta ne ajută. Până când ajunge la psalm și la catizme și la paraclisii și la acatiste, cu această rugăciune se poate ajuta foarte mult. Dacă de adică așa e viața lui risipită și nu poate să folosă că aceste mijloace clasice de rugăciune înainte icoane și cu ochii pe o carte. Pentru oamenilor o să facă multe la comandă. Dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a adunat în această seară în Duhul Părintelui Sofian. Vă mulțumim dumneavoastră pentru privegherea împreună cu Părintele Sofian. Mulțumim Părintelui Teofan, pe care l-ați văzut atunci în postura de Tudor Popescu. Fac așa de atunci. Da? Seamănă. Așa. Mulțumim lui Claudiu Patriche pentru că datorită râvnei și ostenere, avem aceste serii duhovnicești, avem și aparatura necesară. Cei care doriți să luați cartea Părintelui Sofian, Smerenia și Dragostea în sfârșit de trăiri ortodoxe, le avem aici, împreună cu DVD-ul Părintele Sofian, Cuvinte pentru viața cea veșnică. Vom cânta acum la încheiere, cu bine se cu adevărat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne și preacuvioase Părinte, binecuvinte. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu, Doamne ajută și mulțumim și dumneavoastră. Ah, te-am lăsat cu capa, nu?
Nu s-a făcut.